instrumentul practice, minim, am pregătit și o introducere și încă 10 instrumente adiționale, care cred eu că trebuie să le știți atunci când sau dacă vreți să faceți freelancing. Ați spus că se aude, se vede, mie spune Dumitru Talmazan, alături de voi și în contextul dat, mereu îmi plac slide-urile care se urmează, pentru că ele sunt despre a ne povesti cine suntem noi, de unde noi venim, acești 7 ani, 300 de proiecte în ASAP Digital Team, 3.000 de absolvenți în Talmazan School, 50.000 de participanți la evenimentele noastre, bugetul administrat, sunt cifre care vorbesc despre experiența mea și, practic, eu cred că ar trebui să spun altfel, trebuie să spun așa. Eu sunt unul din cei care au început calea de social media, de speaker internațional, expert, ca freelancer. Ba chiar mai mult, mai ieri am fost și eu freelancer. Și faza asta cu mai ieri am fost și eu freelancer era pur și simplu mai ieri, iar azi m-am gândit că am redactat prezentarea și zic mai ieri am fost și eu freelancer. Calea mea a început de mult și vreau să vă povestesc foarte scurt până se conectează oamenii, până voi faceți stories-uri, până faceți tag-uri, pentru ca să înțelegeți că această cale este posibilă. Am scos niște cifre despre venit, despre pași, despre proces, cât puteți voi face, cât fac eu, de ce, cum și cei care vor dori să urmeze acest vector, să vedeți măcar direcția. Cei care vor să înțeleagă despre ce este acest social media, la fel veți avea răspunsuri azi. Respectiv, calea mea, înainte să vin în acest webinar, a început în anul 1988, atunci când eu m-am născut la Sărata Galbenă, și am fost pe la Colegiul Național de Comerț, pe la Academia de Arte și după care, prin 2013, am început activitatea antreprenorială. La fel, în perioada asta, am lucrat ca PR manager la Curcubeu Speranței, un proiect Adra Moldova, în care am fost PR manager. După care, după anii 2014, am început să fac primii pași. Cât am început primii pași să-i fac în agenția mea, special.media, unde am început activitatea antreprenorială, acolo erau primele postări, prin 2013, când postai poză de bună dimineața, când postai poză cu cafeaua și asta era crută. Dar după, prin 2015, m-am angajat ca social media manager. 2015, 2016, 2017, Granat, Om, Aquatrade, Marsala, Niagara, unde am avut posibilitate să încep să fac acești primi pași de social media manager. În paralel, prin proiectul Marsala, am trecut pe zona de freelancing și am început activitatea deja pe cont propriu. La mine întâi a fost angajat, pe urmă freelancer, la unii este freelancer, pe urmă angajat, pe urmă iar freelancer și pe urmă antreprenor. La mine eram întâi director de agenție, pe urmă n-am mai fost director de agenție, am devenit angajat, după care am devenit freelancer și după, începând cu anul 2018, am creat câteva proiecte frumoase, proiecte extraordinare, le-am trecut aici cu vederea, dar vreau să menționez despre ele. Este proiectul ASAP Digital Team, agenția noastră de digital marketing, unde sunt în parteneriat. Există PromCapsule, un proiect extraordinar pentru absolvenți. Talmazan School, proiect în cadrul care voi sunteți aici acum. Avem un proiect în Chicago, Digital We Do, o agenție de digital comunicare. A+, un proiect frumos, acum care îl dezvolt împreună cu partenerul meu, este o rețea de servisuri auto și Kick Social Work, o aplicație. Practic, această cale de social media, această cale care v-am arătat de speaker internațional și 4 țări în care eu activez ca comunicator în direcție de digital comunicare, cumva am ajuns aici. Cei care doresc mai multe informații ar putea să o găsească și nu uitați să ni și taguiți, să vedeți despre noi, cei care vor să înțeleagă dacă într-adevăr e ceea ce eu vorbesc. Scopul acestei prezentări și slide-urilor cu titlul azi este despre faptul că azi noi deja, după mai bine de 8 ani, suntem gata să vă povestim cum am trecut noi această cale. Azi noi suntem gata să arătăm că în spatele acestor 8 ani, în spatele acestei căi pe care am trecut-o ca freelancer, angajat, începător, antreprenor, stau sute de branduri,
Deja sunt peste 4.000 de companii care noi le-am consultat, s-au instruit la noi, au primit consultanța noastră individuală sau de grup, au trecut cursurile noastre, îi promovăm, îi audităm, le facem strategie de comunicare sau pur și simplu suntem buni prieteni și le prestăm servicii. Proiecte care cu drag le-aș menționa, dar sunt foarte multe, și proiecte care sunt atât naționale cât și internaționale, atât pe plan de B2C, business to clients, către oameni fizici care prestează servicii sau specialiști, cât și pentru companii, universități, ministere. Un proiect extraordinar de-al nostru este proiectul Corporate Mentor My Business, în cadrul căruia noi instruim freelanceri, le ajutăm să-și ridice veniturile, avem companii la care le construim departamentele de marketing sau le facem instruiri corporative sau le facem prezență. E o chestie importantă legată de toate aceste proiecte. Un slide care iarăși acum în ultimul moment m-am gândit că ar fi fair să-l pun, este că dacă tu ești un angajat sau tu ești un freelancer sau un angajat care vrea să practice sau practică freelancing sau ești o mică în decret sau cineva care din vari motive nu poate să se angajeze și ar vrea un venit, nu pasiv, pentru că venitul pasiv e o utopie după mine, trebuie să depui efort chiar și la cel venit pasiv să devină activ, atunci e posibilitatea să câștigi mai multe direcții de sume. Eu mă consum în jur de 18, cred că 20 de ore pe zi pentru proiectele care vi le-am prezentat și azi, după 8 ani de zile, totalul profit venit pe care eu îl generez lunar este de peste 70.000 de euro și din diferite motive nu pot scoate mai mult decât 5-10.000 de euro, pentru că foarte mult pleacă în reinvestiții. O să vorbim azi despre momentul ăsta în care câți bani poți să faci și pe măsură ce te ridici pe spirală, odată cu cheltuielile, cu veniturile, cresc și cheltuielile și atunci, chiar dacă erai freelancer, câteodată câștigi mai mult ca angajat sau când ești antreprenor, câteodată câștigi mai mult, freelancerul câștigă mai mult decât antreprenorul. Dar este un benchmark, sunt niște direcții, respectiv, înainte să dăm acest start temei noastre, sper mult că direcția de back pe care o reușesc ca să o prezint este unul din argumentele de ce voi trebuie să rămâneți aici, să faceți un stories și să încercați să urmați pașii de comunicare care azi să vă le propun spre audiere, spre analiză, dacă vreți. Până atunci, salut pe toți, peste 120 de persoane, 125, eu spun și să măresc. Eu vreau voi să-mi scrieți în comentariu care este statutul vostru, cu ce vă asociați voi. Fui freelancer, a angajat, a fi angajat care face și freelancing, ce ești tu? Sau scrieți, sunt angajat, dar vreau să plec în freelancing. Sunt freelancer, dar caut de lucru. Sunt angajat și nu-mi place și vreau să mă duc în alt vector. Vreau să înțeleg cei care sunt acum aici, cei care privesc acest webinar. Ce sunteți? Angajat, antreprenor, angajat plus freelancer, angajat plus freelancer, angajat, angajat, freelancer, angajat în marketing. Ok, mâna mică, super. Așa, freelancer, angajat spre freelancer, freelancer, vreau, ceva vrei, Melissa. Melissa, asta e, important să vrei. Angajat. Ok, angajat, freelancer. Angajat, dar vreau freelancer. Irina, frumos, ai scris, cu săgeată, te-ai chinuit, aplauze. Chiar așa, salut, antreprenor, salut, salut. Sunt mămică, dar vreau venit. Tot e sfânt și lucrul ăsta. Vreau, 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 angajat, dar să angajat, dar vreau să lucrez freelancer. Ok, ok, ok. Studente, angajat, visez la freelancing. Alina, nu visa. Just do it. Deci, minimum, stai o oră în webinar și o să vezi ce trebuie să faci. Fost angajat mămică și tins pe freelancer. Tot e bun și asta. Spate de scos frazele voastre pentru vreo carte, genul comentariile webinarilor mele, în care scos cele mai faine formulări.
Mă mic în concediu de maternitate, Eugenia, sănătate, la tăți acolo. Angajat student, tot e sfânt și asta, Cristina. Bun, bun. Salut încă o dată pe cei care s-au alăturat la webinarul nostru. Suntem în tematica de freelancing și azi o să facem o călătorie prin prisma instrumentelor. Am mințit în publicitate, nu o să fie 4, o să fie 14. În ultimul moment v-am mai pus 10, așa că după o oră de vreme, cine o să vrei mai mult, rămâneți. Până atunci, haideți să începem cu subiectul nostru. Și toți cei care au scris, vă mulțumesc. Se regăsesc răspunsuri pentru fiecare din statuturi pe care voi le vreți. De ce tematica asta de freelancing a devenit atât de populară? Cu siguranță, perioada carantinei cumva ne-a impus, ne-a pus în circumstanțe în care noi vrem sau nu vrem, putem sau nu putem, știm ori nu știm, suntem gata psihologic, emoțional, tehnic, informațional sau nu. Ne-a pus în situația că rețelele de socializare, social media marketing-ul, postările, campaniile, stories-urile, montajul, copywriting-ul, design-ul, să devină un instrument, unul din instrumentele de bază în comunicarea noastră, în comunicarea companiilor, mai ales companiilor mici și companiilor mijlocii, însă noi vedem că și companiile mari, adică corporațiile, la fel o mai tăie din bugete din offline și tot se întreabă, dar și cu social media, și cu digitalizarea, și cu digitalul în general. Respectiv, în acest context, ziceam că pornim de la un simplu moment. Înainte să vă dau acești 4 pași, vreau să pornim de la niște greșeli, la niște paradigme care cresc în capul nostru și care nu ne permit noi să ne mișcăm. Și prima doză de bonus de informații o puteți lua chiar acum. Neapărat vă faceți notițe, dați un tag să văd notițele date, faceți un story și tăcuiți talmazan.md/talmazanschool. Prima problemă, prima greșeală pentru a medita asupra un pic procesul nostru, care am întâlnit-o și care stă la fundamentul unor momente legate de ce nu este, este că freelancerii, o parte din ei, se avântă în expertiză multilaterală. Ce înseamnă asta pentru voi? Ce înseamnă asta și de ce asta este o problemă? Trebuie să recunosc că unul dintre momente importante este că când eu am început activitatea de freelancing, am făcut aceeași greșeală. Am început să fiu expert în tot. Deci sunt multe rețele sociale, da? Facebook, Instagram, Adnaclasnic, Twitter, LinkedIn, chatbot, mult. Unii chiar reușesc și să meargă mai departe, merg în zona de email marketing, merg în zona de chatbot-uri, merg în zone mult mai complexe. Respectiv, ne dăm seama că avântarea asta în comunicarea multi-channel, multilaterală, are două probleme. Prima problemă este că oamenii nu reușesc să înțeleagă cine tu ești. La început, când am făcut chiar primele cursuri, când am început să fac niște valuri în direcția de comunicare social media, făceam cursuri și pe Facebook, și pe Instagram, și pe Adnaclasnic. Era foarte complicat să înțelegi cine e Dumitru Talmazan. După care am scos Facebook și Instagram-ul, chiar dacă aveam ce spune. Inclusiv din acest motiv încă nu am anumite cursuri pe TikTok, chiar dacă aș avea ce spune. Sunt de părerea că trebuie să fii expert foarte nișat. Și aici expertiza ta poate fi inclusiv doar pe campanii, sau doar pe content, sau doar pe copywriting. Doar campanii în Facebook și Instagram. Doar copywriting pe blog. Doar copywriting în rețele de socializare. Una este să scrii frumos compunere la limba română. Și alta este să scrii texte pentru campanii. Una este să faci research și să faci posteri și să scrii texte și să faci 3 posteri, 2, 1 pe săptămână. Alta este să faci posteri pentru campanie, unde sunt 30-50 de posteri într-o campanie, unde trebuie să fie, nu știu, tehnica AIDA, unde trebuie să fie points-urile de structură a unui text corect. Design-ul. Una este să faci ție în Canva și alta este să prestezi servicii și să spui că eu sunt designer pentru social media. Deci ceea ce vreau eu să vă punctez este că e necesar, voi azi să vă răspundeți la întrebarea, pentru câte platforme
Și cu ce fel de nișare de expertiză eu azi vreau să încep activitatea de freelancer sau să mă reprofilez. După ce eu am făcut vreo jumătate de an, un an de zile cursuri despre Facebook, un an cred că, am început să fac și niște live-uri și după asta cursuri despre Instagram. Când eu am stabilizat și era așa o perioadă printre cunoștințe, când întrebai cine e Dumitru Talmazan, Dumitru Talmazan asta este Facebook. Era așa, asociere, pentru că eu am comunicat doar într-un mesaj. Astfel și marketingul tău e mai ieftin ca expert. Când omul știe că tu ești expert în Facebook Ads. Și atât. Da, tu o să te vezi cu mine și tu o să-mi vinzi mie și alte produse. Dar în comunicarea ta, eu când văd prezentări că un freelancer face postări peste tot, și în Facebook, și Instagram, și LinkedIn, și Twitter, și asta, și asta, și asta, și în case-urile lui sunt două logotipuri, întrebarea mea este una. Tu crezi că din motivul că ai Facebook, tu ești expert în Facebook? Sau că ești înregistrat pe Adnaclasnici, tu știi ce este Adnaclasnici? Și ca să nu suntem în momentul ăsta, primul insight, focus-ul. Către 1. Pe urmă, vă măriți măcar la tăte. Dar în timp, ce stabilizați. O a doua greșeală de meditație care este deja pentru cei care activează, deja pentru cei care lucrează, este că nu numără. Parcă sunt niște, să zic așa, dvijenii, sunt niște bani, sunt niște clienți, dar nu se numără. Și aici eu vă propun un instrument care noi îl integrăm în Mentor My Business la orice freelancer care la noi este în program, se cheamă Mood Board. Acest mood board arată în felul următor. Apropo, asta este un mood board a unui freelancer din cadrul programului Mentor My Business pentru ultimele 3 luni de zile. Venitul lui este de 3.580 de euro. Noi vedem câteva detalii. Noi vedem în primul rând, în primul tabel, vedem că se introduce lista de clienți, tabelul din stânga, și produsul. Pentru ce noi plătim? Pentru content, pentru campanii, pentru creative, pentru ce noi plătim? Respectiv, în al doilea tabel, unde este suma, automat formula calculează care client și câți bani s-au adus la ziua de azi. De ce este important acest moment? Poate ca client, dacă ești, poate să nu-ți placă ipoteza mea, dar ca freelancer vreau să o iei. Există clienți în comunicarea largă, care se spune este VIP, este low, este clienți problematici, asta e viața, asta este. Este clienți care îți aduc ție 100 de euro pe lună, dar este clienți care îți aduc ție 500 de euro pe lună. Asta ar însemna că într-un an de zile ți-au adus 1200 de euro sau ți-au adus 5000, cât acolo? 6000. Respectiv, credeți voi că atenția voastră și focusul vostru trebuie să fie la fel către cel care îți aduce 10 lei și cel care îți aduce 1000? Minimum clientul trebuie să simtă că tu, eu mă uit la tabelul dat și eu văd că sunt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 clienți. Din 7 clienți este un client penultimul care aduce mai mult aproape decât fix cât și 2, dar există al patrulea client care mai are de crescut și de crescut. Cu siguranță poate să fie că asta este totalul pe an de zile, el se calculează pe an, din lunile precedente poate fi că a patrulea client, asta e de luna trecută, de el are puțin. Te uiți la ce cu mediul, care tot este un factor important. Deci a doua problematică este cu număratul. Eu vă îndemn să numărați. Introduceți un billing în viața voastră. Numele client și produs, pentru că noi avem încă decompoziție pe produs. Tu ai făcut 5.000 de euro pe an. Pe și? Și e că aici eu, în al doilea an de activitate agenției, când deja am creat în parteneriat ASAP Digital Team, noi am observat că anul 2 și 3 la noi crește venitul pe campanii, iar contentul scade. Eu am observat că pentru ca să fac două postări pe săptămână, la ASAP costă, spre exemplu, 200 de euro per pagină. Acum, ca să lucreze pentru două postări pe săptămână, lucrează copywriterul, social media managerul, designerul și este și project managerul. Mai este și directorul și eram și eu ca strategie. 6 oameni lucrează pentru 200 de euro la un client. Și el mi-aduce 200 de euro, iar eu am de lucru research, copywriting, aprobare, dezaprobare. Pe când campaniile, noi le vindeam cu 100 de euro atunci, lucrează copywriterul, designerul, media managerul
și analiticul. Dar copywriterul și designerul lucrează o dată în lună. Media managerul setează o dată în lună și zilnic urmărește. Resurse mult mai puține se dedic la campanii decât la content. Și atunci am înțeles că la mine cresc veniturile pe produs, pentru că am scos în billing, pentru că în prima perioadă la mine billing-ul era așa, la agenție. Și eu am scos clienții, eu am văzut ce clienți la mine sunt top, înseamnă că noi trebuie să avem grijă de ei. Eu am scos produsele și am văzut că la mine se vând tot mai puține produse de content, iar resurse trebuie mult de menținut. Și atunci noi acum suntem în etapa în care 80% din venitul agenției este pe campanie, nu pe content. Respectiv, aici e loc de meditație, aici e loc să vă gândiți. Dar nu luați voi 5 oameni pe content și de-amu chicați în brânci de atâta creare de conținut pentru 100 de euro și ați putea să luați 20 de oameni pe campanie și depuneți fix așa efort, dar să câștigați de 4 ori mai mult. Există cu siguranță că cineva nu se percepe la content, cineva nu se percepe la campanie, mai este și faza asta de a fi. Cât n-ar costa, dacă eu nu mă percep, nu fac. Dar e de gândit. Un alt punct care l-am observat este și care trebuie ajustat, este o a treia problemă, este problema legată de un flow clar. E problema freelancerilor și noi trebuie să înțelegem că freelancerul azi, freelancing-ul, suferă pentru că freelancerii se socot per general halturcești. Dacă zici, băi, nu mă duc la un freelancer, că amușii dispar, nu răspund la telefon, amușii, eu mai mult decât duc, nu-i calitativ. Deci, eu sunt antreprenor, eu vorbesc cu antreprenorii, eu știu și pistimal și svârghește despre această industrie. Și atunci oamenii sunt, eu mai gine mă duc plătesc de două ori mai mult la agenție, dar știu că acolo este contract, știu că acolo e transfer, știu că acolo băieță nu-s de peste noapte și nu-s dispar a doua zi, mai multe. Eu vreau să confirm că există freelanceri foarte buni și există agenții ujasne de rele. Cum păduri fără uscături nu-i. Dar, per general, ansamblu este cam așa. Respectiv, asta se întâmplă din cauza că freelancerul de fire, mai ales dacă e ca un băiețel, fetiță, doamnă, domn, după un webinar de la Talmazan, de la Moroz, nu contează, el zice că gata, vreau și un freelancer, vreau să fac 400 de euro, mai mult decât mama cu tata împreună. Și atunci el începe să presteze servicii, el habar n-are ce acolo trebuie să se întâmple, clientul sună el la lecții, clientul îi spune că aici e Udina, el zice că care e Udina. Și atunci se primește că clientul se dezamăgește și pune în cutiuța de dezamăgire a activității de freelancing. De aceea vă recomand să trageți cu ochiul la așa concept ca Asana, sau Trello. Probabil cineva din voi a auzit de Asana sau Trello. Uitați-vă cum arată un flow, un board în Trello a unui freelancer din programul Mentor My Business. Noi avem aici foarte clar, se vede o chestie în care noi vedem idei, da? Este un board unde noi continuu aruncăm idei. Există un board unde noi continuu aruncăm de realizat, în proces, realizat, programat pentru gestionare. Adică mai multe idei în care clientul poate să vadă și faci și freelancerul. Trello e gratuit. Voi puteți să vă luați această aplicație și să vă faceți etapele, idei pentru postări, idei pentru campanii, în lucru, postări săptămâna aceasta, realizat, neaprobat. Voi creați conceptul, clientul intră sau este trimis screen, el vă dat feedback sau dă feedback direct în Trello. Asana e mai complexă, pentru cei care au mai mult de 10-20 de clienți, acolo Asana cred că e sarcină. Cu 5-10 clienți, Trello e perfect. Să nu fie în Excel rândurile astea, realizat, versia 1.0.3, 1.0.4. De ce? Din motiv că freelancerii nu, o parte din cei care încep în primele etape, nu au un flow, 1. Vouă e greu, 2. Clientul e greu și nimeni nu-i fericit. De ce? Al treilea sfat al meu, înainte să vă dau cei 4 pași, este să vă integrați un minimum între ele. Și un ultim pas pe care l-am observat ca problematică
Este faza cu prețul mic. Sau neargumentat. Foarte mulți freelanceri vând campanii cu 20 de euro, content cu 100 de euro, el din cauza că nu e ca și să te gândești logic. Un client poate să-ți dai 100 de euro. Tu zici, dă-ți eu 5 clienți, 500 de euro. 500 de euro, 10.000 de lei. Păi, dar dacă eu 10 clienți? Sunt 1.000 de euro, e mai mult decât șef și ala care îmi dă de salariu de 4.000 de lei ca să mă împic în compania lui. Sau 6.000 sau 8.000. Și gândul ăsta deseori duce la un soi de hapsânie. Și atunci el spune 100 de euro, din motiv că este primul lui client, clientul spune care 100 de euro, cu 50 și a mers. Respectiv, putem găsi în piață freelanceri care fac postări în Facebook, postări în Instagram, stories în Instagram, campanii pe Facebook, campanii în Instagram cu 200 de euro. Tot. Poate antreprenorul spune, Dumitru, băi, și vorbești omul ăia, omul ăia, strici tot. Am mai pus acolo un punct, neargumentat. Deseori el nici 200 nu costă. În general nu costă să-i dai bani, lasă să facă internship vreo lună, să învețe măcar ce înseamnă Facebook Ads. Dar cei care prestează și pot să dea un flow, un proces, știu să monteze stories-uri faine, știu să scrie fără greșeli, să mai pricep o leacă în Canva, mai iau un gust, mai fac o leacă de nu știu ce, asta nu costă 200 de euro. De aceea aș vrea să vă inspir să aveți încredere în voi dacă aveți calitatea și este argumentată calitatea și inclusiv azi o să vă dau și cifre cam cu cât voi puteți să vindeți dacă vreți ceva să vindeți și ce să prestați. În general, cei care de-abia încep calea în freelance, cei care de-abia se gândesc să-și schimbe jobul, deseori freelanceri sunt cei care, nu știu, au lucrat în jurnalism, vrea în social media, au lucrat în management, câteți au terminat business administrare și se duc în freelancing. Apropo, era o imagine tare faină. Era montat, cred că au aruncat colegii la SAP în chat. O poză cu echipa de la Burger King sau KFC și la genuist așa grămadă de test și cu un text sus scrie mai repede termină-ți universitatea de în Rusia era заканчивай быстрее свои юридические и давай к нам. Mai repede termină-ți universitatea juridică și hai la noi. Nu care a existat, dar deodată mi-a apărut așa un personaj în cap, Mihai, care ar putea să corespundă. Dar el va învăța bine și nu o să corespundă. Și nu ar fi rău nici juridica, nici KFC-ul, dacă este fișca asta, că din păcate mulți care termină universități, academii până la urmă, de când? Să mă am. Și ce suferită să mă am, pentru că el a devenit un soi de când ai de lucru, duci să lucrezi ca să mă amșic. Pe când, social media este unul dintre canalele care generează venituri companiilor azi. Închizi Facebook-ul, jumătate din companie a murit. Jumătate a murit, pentru că ei tăți știu, ei când și-au deschis Facebook-ul știu buspost. S-am iertare. Mă pominește vreun antreprenor. Respectiv, cei care sunt în faza de freelancing, cei care sunt în faza de angajat, cei care probabil freelancing-ul deja sunteți la etapa în care mergeți spre companie. Vorbind de preț mic sau prestare de serviciu, trebuie să înțelegem că sunt mai multe dimensiuni. Păi iată formele astea de colaborare, cam care sunt ele și cât ele costă în formatul dat. Am pregătit un tabel, puteți să faceți screen, vă dăm așa mare să faceți un screen și să vă faceți rewriting în notițele voastre. Ce forme? Freelancing, in-house, outsource. Ce face? Cât costă? Și sunt câteva funcții disponibile pe vectorul care azi este cât de cât interes față de acest vector. Project management-ul, social media managerul, designerul, copywriterul, targetologul sau traffic managerul, story maker, o funcție interesantă și strategică, și analytic manager. Respectiv, acestea sunt cei funcții în care voi ați putea să vă manifestați. Cât ele costă și cu dânsele?
Pentru cei care deloc, e ca deloc nu se percep în zona de freelancing, noi vedem că freelancerul este un liber profesionist sau lucrător. Freelancer este o persoană care lucrează independent, adică este pe cont propriu, are 2-3 clienți. In-house asta este un specialist angajat care lucrează ca angajator. Outsource, asta de obicei se menționează ca agenție digitală. Și respectiv, dacă să ne uităm la acest concept, noi vedem că un project manager sau un social media manager, ca freelancer, ca un project manager, poate primi de la proiect până la 2000 de lei pe lună. Un social media manager pentru administrarea unei pagini, de la 500 de lei la 1000 de lei pentru administrarea unei pagini. Noi trebuie să luăm în calcul că noi avem câteodată faza că ți-ai spune și Facebook și Instagram și LinkedIn, nu știu, ei 100 de euro. Dar de obicei, dependența de calibru tău la început, între 500 de lei, dacă ești nacinaiușii, sau dacă deja ești mai format și înțelegi despre ce eu mai vorbesc, poți să ieși 1000 de lei per pagină. Sau vreo 50 de euro, 100 de euro per pagină. Designerii acolo este per volum, copywriterii la fel pe volum, traffic managerul pe campanie de obicei să iei sau pe lună, dar iarăși dintre 50 și 100 de euro poate să iei un freelancer. De ce am pus acest tabel? Este că observați momentul dintre freelancer și angajat. Mulți stau în dubiu, unde să mă duc eu? Să mă angajez, rabotat na deadiu, sau să mă duc ca un freelancer, ca un specialist de freelance, să fac babloisc, să fac bani în sfârșit. Eu aș opta pentru varianta întâi să vă duci să vă angajați. Dacă vreți agenția proprie, angajați-vă la o agenție. Dacă vreți ca freelancer, n-aveți experiență, angajați-vă la vreo agenție. Nu din cauza că am agenții, că nu la mine trebuie să vă angajați. Dar agenția are 10, 20, 30, 50 de proiecte pe lună. Voi azi puteți să veniți în care în aceeași zi să începeți să implementați, să testați, să aveți experiență. E calibrul unui freelancer, costul per serviciu, depinde de cât de bine își face el jobul. Irina ceva întreabă, dar de ce noi vorbim doar despre freelancer în comunicare? Dar pot fi și alte domenii, nu? Irina, cu siguranță, freelancing-ul nu este despre freelancer în social media. Eu azi mă expun exclusiv despre posibilitățile de a face bani ca freelancer fiind un specialist în digital marketing și pot să mă expun doar din motivul că eu am fost și lucrez în acest domeniu. Freelancer pot și în tot și începând de la de ridicatoare care e freelancer până la tot ce înseamnă activitate de prestări, servicii, deseori nelegală, dar nu asta e factor, dar deseori asta este nelegal, nu toți au patent sau drept de prestări, servicii, pentru alți oameni. Dar mai des este zona asta de traduceri, cu siguranță, traduceri în social media este. Eu am pus asta în copywriting, Irina. În educație, nu știu la ce te referi, educație, freelancer, poate e specialist. În general, freelancer este un specialist. Eu pot, spune așa, permite gândul că informația care eu azi vorbesc este valabilă pentru tare multe industrii din freelancing. Dar 90% din asta e valabil pentru cei care vor să facă freelancing în digital. Restul, mă scuzați dacă în comunicarea de marketing ați înțeles că noi vorbim despre industria freelancingului. Totuși este despre freelancing în digital marketing. Respectiv, momentul de suprapundere este că un social media manager, spre exemplu, care va administra 3-5 rețele sociale într-o companie sau într-o agenție, el poate să aibă un salariu de la vreo 4, 6, 8, 10 mii de lei. Mai mult, eu nu știu cine e gata să dea mai mult, doar companiile cred că care au bugete mult mai mari. Dar asta nu sunt companii medii. Astea sunt companii medii mari, foarte mari. Nu neapărat că în Moldova. Prețurile inclusiv le-am inclus în Moldova, pentru noi vând agenție în Chicago, acolo prețurile sunt X3, X4
și la servicii, și la prețuri, și la, la tot. Noi vorbim de regiunea post-sovietică, hai așa, Moldova și 3 metri prin prejur. Respectiv, deseori când tu ai fost freelancer și vii angajat, salariul diferă. Tu făceai 2 clienți câte 300 de euro și tu făceai 600 de euro. Și tu la 2 clienți dedicai 2 ore pe zi, făceai niște campanii posteri, ți-o pot frăti, așa erau oamenii gata să-ți plătească. Și aici angajatul ți-a de 4.000 de lei. Și tu, eu un client cu 200 de euro și eu lucrez 2 ceasuri pe zi și nu-mi fac probleme. Dar, este un dar aici mare. Experiența tu o să o ai. Însă ca freelancer să trebuiască 2-3 ani de zile ca mine să ai în spate experiența bugetelor, experiența fuck-up-urilor, experiența de comunicare. Nu toți, trebuie de menționat că nu toți pot vinde. Pentru că se uită un detaliu foarte important. Că freelancerul, pentru faptul că el trebuie să fie expert, el trebuie să-și cate și clienți încă. Și nu toți știu să convingă, nu toți au darul de a vinde, nu toți au dorința, posibilitatea de vinde. De aceea, dacă voi încă sunteți la etapa în care nu știți să vă vindeți, probabil la fel pașii de azi adaptați pentru a dezvolta abilități în formatul de angajat în domeniul social media, cu posibilitatea să faceți un proiect, două, așa, pe lângă. Sunt câteva minusuri raportate la freelancer. Asta este că freelancerul, comparativ cu alții, cu angajatorul, cu angajatul sau cu compania, are un grad de încredere 5 din 10 mai scăzut. Deci în freelancer este mai puțină încredere ca proces. Însă, freelancerul are 9 din 10 flexibilitate. El este, își face programul cum vrea el. Responsabilitate deseori mai puțină ca la un angajat sau ca la o agenție, spre exemplu. Responsabilitate mult mai puțină. Există și freelanceri care sunt responsabili. Dar, per general, în toată analiza, în tot ce noi am vorbit, cu mulți freelanceri, am instruit la cursuri, Mentor My Business, în viața de zi cu zi, noi observăm că nu prea stresuiește freelancerul ca să piardă clientul sau că clientul azi nu a avut lead-uri. Nu are el nici contract, nu s-a supărat antreprenorul și l-a dat afară. Nu și l-a dat afară. Agenția totuși pierde brandul, pierde relația, este contract, este angajatul, tot așa el are alte responsabilități. Autodezvoltarea aici trebuie foarte multă, 9 din 10. Freelancerul trebuie să se autodezvolte nu doar pe expertiza de zona de ads, copywriting sau care o alegeți voi, dar și pe partea de antreprenoriat. Voi trebuie să știți ce e un Excel, voi trebuie să știți ce asta e un CRM probabil, trebuie să vindeți, voi sunteți un expert outsource. Da? Cum vă spuneam, un freelancer lunar câștigă de la 200 de euro minim. În Republica Moldova un benchmark ar fi foarte interesant de 400 minim până la 1.500. După 1.500, un pic e alt scenariu, o să discutăm despre el. Și asta este real, dacă nu credeți, sunt case-uri, nume, scrieți-ne, vă dau telefonul, discutați cu absolvenții noștri, cu alți freelanceri, dar eu cred că voi și singuri câștigați o parte din voi atâta sau ați auzit că se câștigă atâta. Întrebarea este nu în este gata omul să dea, întrebarea este tu poți să-i oferi? Tu azi ai cunoștințe ce asta este un CTR, CPM, CPC. Tu poți face o strategie de campanie. Tu știi ce un Excel, măcar scoți cât o intrat pe site, cât o completat formularul și tu știi măcar să faci, este egal cu if error, suma la 3 coloniți. Dacă da, super, tu deja ești cu 5 capuri înainte de cei care nu știu. Vreau să trecem la cele 4 procese vitale. Asta așa era un introduction pentru cei care s-au adunat. Mersi pentru tag-uri, eu văd în stories-uri. Vreau să vă întreb dacă suntem ok, relevant, dinamică, dacă e ok de la 1 la 100, dați-mi fire, dacă sunteți conectați cu mine, dacă sunteți aici, dacă e relevant, dacă are sens ce noi vorbim și dacă sunteți gata să mergem la un următor bloc. Dați-mi aici un feedback.
100, e ok. Ai, bun, dacă e ok. Sper clienții voștri să nu vă spuneți cum postare. Deci că ok, postarea e ok. Are sens, interesant, super. Da, mulțumim foarte mult, super. Cei care fac stories-uri, noi avem sloganul zilei de azi, este alo, freelancer trebuie, așa că dacă puneți stories-uri, puneți hashtag-ul alo, freelancer trebuie, ca această societate să se zguduie de la 150 de stories-uri, în care, dar și-a fost asta, oameni, să întrebi și za alo, freelancer trebuie, așa că noi continuăm și instant pentru cei care au ajuns până la momentul ăsta, vă oferim oportunitate, vedeți pinuit un mesaj, dacă vrei să devii freelancer sau să lansezi o afacere, vă oferim oportunitate să vă înscriți la o consultație gratuită cu mine. Atenție, această consultație gratuită este pentru cei care fac freelancing și au ajuns într-un pod și nu știu unde să ducă, care lucrează și vor să facă ceva, vor în business acolo să mutească ceva și nu știu ce să facă, care vor să facă freelancing, nu știu de unde să înceapă încotro să ducă, care fac deja, dar nu înțeleg cum să maștabeze, vreau să se înscrie pentru că e gratuită și aș vrea să respectați și timpul meu, nu pur și simplu să vă înscrieți și să nu răspundeți la telefon. Pentru că e gratuit, știi cum, o să o punem cu plată data viitoare. Dar pentru cei care doare, noi suntem gata. Motivul de ce e gratuită, chiar dacă vă sunați la consultații cu Dumitru Tamazan, o oră este 100 de euro. De ce este gratuită? Din motiv că, dacă vreți, asta e un fel de dopamin, da? Cum este acela asta, a fericirii. În comunicare cu voi, eu mă încarc. Eu primesc informații, case-uri și pe urmă, harta mea mentală, harta mea geografico-digitală se mărește, astfel și eu beneficiez de ceva atunci când fac consultații cu voi. Așa că clicați pe acel link, copieți-l, salvați-l, pe urmă vă înregistrați. Până azi la ora 12 toate înregistrările vor fi cu titlu gratuit, respectiv încercați să beneficiați de această oportunitate. Noi mergem la tema de azi, care sunt 4 instrumente practice în activitatea unui freelancer. 4 instrumente care eu le-am scos expres din cursul expres, pentru că noi recent am lansat un curs, cursul expres, care peste 80 de persoane deja participă, de pe data 20, azi și dați, suntem 23, în 3 zile. Și puneți plus cine are cursul expres, cine s-a înregistrat la noi la digitalizarea afacerii, cursul expres, vedem, avem de acolo absolvență aici. Și eu am realizat acest curs inclusiv din motivul că am lucrat cu freelanceri și am înțeles că există un proces de start la început care ar fi fain să-l știm și de acolo am luat 4 instrumente din cele multe, care sunt 60 de videouri, am luat, este Gabriela, super, uite cât sunt, cruta. Am introdus aici câteva blocuri, știind că să fie câteva persoane, nu zadar am mai pus eu 10 pași bonus, pentru că ăștia care sunt din cursul de digitalizare să nu le fie trist, dar vreau să punctez aceste momente și să vă rog, dacă exercitați activitatea de freelancing sau planificați, acești pași 4 pe care eu vă-i propun sunt nu doar niște pași pe care voi trebuie să-i faceți, nu doar niște pași care trebuie la clienți. Ăștia sunt niște pași pe care voi puteți să-i vindeți adițional la pachetele standard, cum ar fi promovare, cum ar fi content, cum ar fi toate restul puncte. De aceea, voi ca freelancer puteți să ascultați inclusiv prin prisma că eu aș putea face așa ceva la client și să-i vând. Cu cât, vă spun la final, pentru că noi deja câteva pachete s-au vândut de către absolvenții noștri din cadrul Mentor My Business și asta lucrează. Asta este, asta lucrează. Nu credeți? Întrebați pe Mariana, Tatiana, Ana, fete care deja lucrează în formatul ăsta. Respectiv, dacă noi vom lua instrumentele, primul, cu siguranță, pe care eu îl propun spre analiză, este auditul. Auditul, acest cuvânt frumos fermecat, voi l-ați auzit probabil în mai multe variații. Aceste variații sunt, cum ar fi auditul de piață, analiza concurenței. Aici eu vreau să punctez că este un audit a concurenței pe digital.
De ce el trebuie? O să vedeți mai departe. Sunt câteva formate de audit care voi puteți să-l faceți. Este auditul concurenței directe naționale. Naționale ne referim la regiunea în care voi vă aflați. Există auditul concurenței internaționale. Ar fi fain să priviți și peste gardul acă. Și există auditul concurenței internaționale și naționale. De ce trebuie aceste trei clustere de informație să le analizați și să vedeți ce acolo este? Unul din motive este că făcând auditul analizei concurenței directe locale, voi veți înțelege ce se întâmplă, doctore. Ce se întâmplă cu concurența voastră, 3, 5, 10 branduri. Voi vă veți inspira ce oferte trebuie să lansați voi, pentru că ei deja asta lansează, și voi asta puteți face pentru clienții voștri dacă sunteți freelancer și puteți face pentru voi, să urmăriți istoria altor freelanceri, să urmăriți cum ei evoluează. Dar acest punct vă-l descompun în cele 10 pași bonus. Voi puteți face concurența indirectă națională, internațională, pentru inspirație inclusiv. Ai tu de făcut, spre exemplu, un autoservice. Concurența directă sunt alte servisuri auto din Chișinău, ori din țara, regiunea în care tu ești. Concurența directă o să-mi arate, așa, eu văd că tare puțin lucrează cu videocontentul, eu văd că foarte puțin lucrează cu contentul educațional informativ, te-ți pun mașini de pe Google și scriu pe dânsa, ai nevoie de testare tehnică, vine la noi, respectiv eu iau insight-ul că ar fi crută noi să creăm tot contentul ăsta. Să filmăm video-uri, cum mașina intră, cum se ridică, cum face. Adică eu făcând auditul, eu îmi dau seama și jucători sunt și cum ei se joacă. Internațională, eu nu mă afectează tare, dar eu pot să mă inspir. Ia și pe care l-am făcut, a pus titre la video. Ia și fain a făcut, a făcut un infografic care a arătat, a descompus motorul pe 370.000 de detalii și a spus că your car is the best car in the world. Respectiv, noi ne dăm seama că asta poate să ne inspire și să ne ajute noi să lucrăm. Iar în felul următor, voi luați pur și simplu numele concurentului, specificați ce canale de comunicare este, specificați pe Facebook, are logotip, n-are logotip, și cu dânsul pe Instagram, și pe Vcontacte, este el acolo sau nu-i, care sunt, are cover mobile, n-are, are descriere, n-are, telefon, buton, adresă, publicitate, faci, nu faci, numărul de postări, formatul de postări, e dizainurit sau nu-i dizainurit, autenticitatea, postările sau lor sau preluate, umanizare, sunt oameni în cadru sau nu sunt oameni în cadru, influence marketing, folosesc influence marketing sau nu, Facebook Ads, are Instagram Ads, are YouTube Ads, are, adică sunt câteva categorii, el arată în felul următor, canale de comunicare, împachetarea, cum e împachetată pagina, strategie per canal, cum postează, când postează, de ce postează, de unde postează și publicitatea per canal, dacă o faci sau nu o faci. Respectiv, făcând această analiză concurenților, noi ne dăm seama cam în ce direcții merge toată comunicarea. Eu am prins această analiză concurență, sincer să vă spun, 3 ani în urmă. Am fost invitat la holdingul DAC Hermes să fac de ce se numește audit, pentru că, ok, numiți la analiza concurenței. Câmpurile astea puteți să rescrieți, prindeți-ați conceptul, pentru că foarte mulți o să numiți audit sau analize tot una. Important interiorul ce o să fie. Și încă mai important, cum voi să interpretați acele date. Pentru că, vă spuneam, acest instrument l-am prins, l-am adaptat când am avut posibilitatea să auditez cele 11 branduri DAC Hermes și am avut privilegiul, onoarea să fiu invitat la o ședință în care este șeful și cei 12 șefi la toate 11, mă tin că erau. Și eu am pus toate brandurile. Deci, o altă sistemă prin care voi puteți face acest audit. Eu am pus toate brandurile, asta era din cadrul unei companii, la voi îs concurenții, și pe partea stângă în jos, eu am pus parametri în baza cărora eu vreau să îi verific.
Este prezent în rețele de socializare în care? Și am pus toate rețelele care mă interesau. Cât de repede răspunde la mesaje? Folosește influence marketing sau nu? Și s-o diferită fică. Škoda vorbește într-un fel, Mazda într-un fel, asta într-un fel. Cineva bagă bani, cineva nu bagă bani. Cineva folosește videourile de la brandul mamă, cineva mai creează și content autentic. Și eu am făcut un fel de scanare, auditare, analiză, care o scos în față că brandul ăsta trebuie să aibă grijă de asta, asta și asta, brandul este de asta și asta și asta. Asta este auditul intern a fost. Dar dacă noi vorbim de instrumentul pentru voi, care voi puteți să-l faceți pentru client, asta este voi luați clientul, clinică stomatologică, întrebați de dânsul care sunt top 5 concurenți, intrați în Google, mai găsiți încă top 5 locali, găsiți internațional top 10 și asta este directă, națională, internațională, indirectă la clinică stomatologică. Cine este? Corect. Tot ce ține de plastică, frumusețe, sănătate, poate să vă inspire la niște life-uri, niște teme, niște postări, niște lucruri foarte, foarte, foarte faine. Respectiv, făcând această strategie, această analiză concurenței, voi puteți să vă dați seama care e temperatura. Asta e foarte important. Nu uitați acest moment, nu uitați acest moment, aceste date le salvați într-o mapă așa, pentru că noi să unim mapele între ele la finalul acestor patru puncte. Respectiv, al doilea punct, my favorite point, parcă-s la nominarea Eurovision, and the 10 points goes to mood board. Mood board-ul, un nume, o frază deșteaptă, frumoasă, și înseamnă e? Înseamnă că e un PPTX, un PowerPoint, în care voi trebuie să faceți un research. Voi trebuie să... și strategie sau analiză vă o să vă ajute în asta. Care sunt rolurile acestui mood board? De ce voi trebuie să-l aveți atunci când lucrați cu un client? Asta vă o să vă dă un flow mai clar. Vă o să vă dă o viziune mai clară. Și eu o să vă demonstrez asta în continuare. Dacă nu o să fiți de acord după 4-5 slide-uri, scrieți-mi. Dar eu vreau să vă pun o întrebare înainte de... Și mereu o pun înainte mood board. Când eu o să finisez procesul de explicație a mood board-ului, răspundem la o întrebare. Tu ai înțeles și vreau eu să fac pentru brandul ăsta. Apropo, acest mood board l-a făcut una din absolvențele Mentor My Business, Mariana, dacă ne vezi, noroc. Mood board-ul are trei reguli de bază pe care eu le-aș folosi, le-aș pune în fundament. Să te inspire, să creezi o regulă de stilistică și să fac o claritate în executarea sarcinilor. Primul lucru pe care voi trebuie să-l faceți când realizați un mood board, v-ați deschis un PowerPoint, în Word, Excel, nu, asta și este cășunstvă, cavarstvă de dat. Word sau PowerPoint, vă recomand PowerPoint, și începeți să faceți cuprinsul. Acest cuprins poate să vă ajute clientul să vă descompună. Sau dacă voi ca freelancer, ca potențial specialist, voi inclusiv pentru brandul vostru, fie că asta e un brand cu logo, fie că asta pur și simplu Dima SMM, Dima Digital, dar el trebuie să fie prezent, respectiv, voi faceți un cuprins. Acest mood board a fost realizat pentru compania Ortholife și noi am spus, ok, lăsăm să vedem prin ce fel de perspective noi vrem să comunicăm despre compania Ortholife. Și noi am spus, ok, Ortholife, cine suntem noi, produsele Ortholife, vorbim despre fondatorul Alexandru, vorbim despre istorie din viață, vorbim despre interacțiuni cu presa, oameni ca noi, proteza ca o artă, o viață înainte și după Ortholife, azi la Ortholife, asocierea. Adică, noi am luat și am punctat ce vrem noi să vorbim, un soi de bullet points-uri mari, astea sunt categorii. Acum, pentru aceste categorii, noi trebuie și am găsit partea vizuală. Noi am spus, ok, primul punct, vedeți, Ortholife, cine suntem noi? Noi am scos aparte și noi am realizat un moment că, scoțând aparte partea de punct, cine suntem noi, noi am pus subcategorii. Care sunt produsele
noastre. Ce lucruri inovatoare noi oferim? Materiale utilizate, cu cine colaborează, de unde? Punctul produsele, noi am pus produsele, am pus niște poze din Google, am pus niște poze de realitate, am despre fondator, pozele cu clienții, el aparte, cu familia, cu procesul, cu niște conștientizări, istorie din viață, clienții noștri, uitați-vă, serie de clienți care noi am prestat serviciu și nimeni nu știe despre asta. Respectiv, haideți povestim istoria lor din viață, haideți să filmăm câte un video despre istoria lor, ca să fie sens oamenii să se înțeleagă ce e asta. Noi am spus, ok, presa scrie despre noi, noi ne ducem la televiziune, televiziunea vorbește despre noi, noi apărăm în reviste, uitați-vă, a apărut o dansatoare în reviste, noi am apărut în reviste ca inspirație, sau iată poza Gazel, este o poză inspirațională, nu este o poză de-a noastră, noi spunem, măi, dacă vreun client de-a nostru ar vrea ca așa poza, ar și tare pricolnă, să arătăm că proteza, asta este nu ceva pentru moșnici, dar să arătăm că asta este unul pentru tineri inclusiv, adică și doi nu trebuie să fie rușine. Pentru noi avem o problemă cu acest produs în societate. Oamenii fără picioare sau oamenii cu proteze nu sunt atât de... nu că parcă și o rușine. E că eu am simțit momentul ăsta. Poate voi nu rezonați, poate voi aveți o altă istorie. Iar eu am simțit un fel de așa, privirile astea când vezi un om cu proteză sau dacă tu auzi istoria acestui om, ți începi să ții jele. Și el îți spune, plioscu, îți spune, ei, eu tot sunt om ca tine. Și dacă voi să intrați pe Ortolife, în YouTube, în Facebook, voi să vedeți istoriile antreprenorilor. Un ceva că acolo are de asta, autoservice. O doamnă, dacă nu greșesc, ea în învățământ lucrează, predă, mi se pare, la școală, ori la grădiniță, nu mi-am amintesc. Dar ei nu sunt neapărat oameni care sunt limitați. Ei sunt parte. Și că contentul nostru trebuie să arăte oamenii ăștia, trebuie să arăte că e posibil, ca întâmplător cineva care are un frate, soră, mamă, el, Doamne ferește, nimerit într-un accident, consecințe diferite, el să înțeleagă că, băi, asta nu e un tabu. Asta este normal. Și este o comunitate care susține. Și asta e crută. Respectiv, la fel, istorie, inspiraționale, nu doar despre noi, dar despre cum o învins alții, cum este mai mult în de-asta, Olimpiada Paraolimpic, da? Sau cum se cheamă acest... Întotdeauna uit fraza asta. În rusă îmi vine. Respectiv, noi înțelegem sau Ortolife ca o artă. Proteza cu tatuaje sau proteza la animale ca un element de a sensibiliza un pic oamenii. Acest moodboard rezolvă două probleme. Și voi, dacă o să începeți să faceți moodboard pentru clientul nostru, pentru clientul vostru, pentru clientul care are de beneficiat despre social media, și voi îți veniți la dânsul, voi spune, Dumitru, noi vrem să creăm content. Și tu spui, bun, facem 3 postări pe lună. De care postări? De unde postări? De și postări? Și ne mai postează? De și postează? Și azi postăm? Care e scopul la postări? Cât de des? Asta cu șase și într-un pas care voi trebuie să dați răspunsuri la momentul ăsta. Dar dacă voi să faceți așa un research, paralimpică. Da, Natalia, mersi. Răspundeți-mi. Voi înțelegeți ce vrem noi să facem în brandul Ortolife? Voi înțelegeți despre ce o să postez acest brand? E că imaginați-vă că voi sunteți antreprenorul. Puneți-vă în pielea antreprenorului. Și răspundeți la întrebarea. Voi înțelegeți ce vrea să facă social media managerul? Apropo, acolo 10 categorii, per fi categorie, câte vreo 10 subcategorii, care pot fi în diferite formate, asta pe un an întreg. Moodboard-ul se face odată. Dacă voi înțelegeți, înseamnă că scopul acestui moodboard a fost atins. Și clientul vostru trebuie să înțeleagă în momentul ăsta. Și voi aveți posibilitatea să lucrați cu moodboard-ul în două strategii. Prima strategie, asta este vizionar. Structura care am dat-o la Ortolife. A doilea este moodboard-ul strategic. Voi săptămânal ori lunar, ca specialist, trebuie să faceți un moodboard în care să luați o subcategorie, o idee de postare și să o creați așa de o finală, cam dispicios și concret. Nu inspirațional foci din Google, dar de poza finală,
care designerul trebuie să o dezvăluiască. În unele situații, dacă voi nu scrieți textul, copywriterul trebuie să scrie text sau dacă voi scrieți, în care voi trimiteți acest mood board strategic la client. Mood board-ul vizionar odată în viață sau odată în an sau odată când ne schimbăm vectorul, iar mood board-ul strategic lunar, săptămânal, cum vă înțelegeți. Toate aceste 5, 6, 10, 20 de postări care voi le-ați aprobat cu clientul pentru campanie, pentru content, ele trebuie să se regăsească undeva în preaprobare. Puteți folosi Excel, puteți folosi planificări cum Planable, unde este posibilitatea să aprobați momentele astea. De aceea, mood board-ul, noi avem strategie per canal sau auditul avem auditul concurenții, avem parte de mood board inclusiv. A treilea moment este strategie per canal. Ca să facem o strategie per canal, voi, ca să faceți o strategie per canal cu clientul vostru, el spune cum mai corect un freelancer să posteze. Și ideea mea este în asta, dacă voi să faceți așa volum de lucru, care nu-i puțin, dar nu-i mult, voi veți argumenta de ce voi costați 100 de euro, nu 30, deși 200, nu 50, per platformă. Strategie per canal să facem baza la câteva ingrediente. Înainte să faceți o strategie cum noi să comunicăm în online, voi luați în vedere baza concurenței, deci voi aveți tabelul cu analiza concurenței, voi aveți tabelul în baza statisticii canalului sau platformei și voi aveți în baza la timp oameni bani. Timp oameni bani este un ingredient foarte important. Noi am întâlnit că clientul vrea tare multe, dar nu are posibilități. Sau el vrea ca tu să faci și una, și două, și trei, și poză, și video, și infografici, și postări, și în Facebook, și în Instagram, și stories-uri, și să răspund și la telefon, și la comentarii n-ar străca, și pentru asta tăta să-ți dau 400 de euro. Adică așa o zici de parcă gata, tu trebuie să leși tăt și trăiești pentru asta. Nu e problemă să iei 400 de euro și să prestezi pentru doi clienți așa mare volum de lucru. Problema este în tine, că tu ești și haltur și că tu n-ați faci ceva calitativ. Tu precis ceva n-ați faci calitativ. Ori text, ori copyright, ori comentariile, ori n-ați răspunzi, ori să răspunzi, da, iurea. Respectiv, noi spuneam că în baza statisticii, în baza concurenței și în baza la timp, oameni, bani. Calibrați strategia voastră în baza la timp, oameni, bani, cât timp avem la dispoziție, câți bani noi avem pentru crearea de produs, buget și câți oameni o să fie implicați. Voi singuri sau acolo să mai și cineva implicați. Și la urmă se primește ca așa o chestie în care voi trebuie să-i dați clientului vostru înainte să lucrați un tabel care va arăta canalul de comunicare, va arăta descrierea, cum comunicăm în feed, cum comunicăm în stories, câte postări, tipul de postări, formatul de postări, descrierea, că în stories să fie o frecvență de 3 postări pe zi, în feed să fie deodată în săptămână, a să fie stilizat, n-a să fie stilizat. De ce voi ați puteți atunci spune despre momentul ăsta? Este că voi deja o să știți. Voi ați analizat concurența, voi ați făcut un research, ați făcut un board-ul, voi v-ați uitat la statistică, câți oameni sunt în Facebook, de care oameni și cu audiență, care persoana buyer-ul. Și voi ați creat această strategie. Ca să încununăm al patrulea punct, noi discutăm despre momentul de content marketing. Și content marketing-ul, ce postări noi vom posta, care noi le-am pus în această strategie. Noi punem pe un așa tabelușcă care ne rezolvă problematica planificării, problematica volumului planificat-executat și problematica de supraîncărcare pe un canal. Având așa un tabel, noi ne dăm seama că noi avem o chestie care ne permite ca tot ce noi am făcut research, tot ce noi am făcut în zona de planificare, analiză, noi să putem să lucrăm la nivel de planificare concretă în platformă galben, planificat, verde, postat. Social media managerul, dacă va executa acest moment, el va avea o transparență mai bună în fața clientului lui. El o să înțeleagă, ea că pe Instagram eu postez asta s-a postat, asta mâine, asta poi mâine. El a intrat inclusiv în Trello și el a văzut momentul dat, momentul care postarea e spre aprobare sau în lucru sau în design sau în asta.
Acești minim 4 pași, eu mai am 10 pentru cei care încă sunt fometați de informații, dar eu vreau să vă spun că dacă voi, minimum acești 4 pași, veți face în raport cu clientul vostru, voi veți face două lucruri clasne, vitale, faine. Primul, clientul o să vă fie recunoscător pentru că nimic cu dânsul asta nu a făcut. Al doilea lucru, pentru unii clienți, voi puteți prestați doar acest serviciu. Din practică, din teren, toate aceste patru instrumente real au acum o valoare pentru client și pot fi vândute de la 100 la 300 de euro. Timp necesar de realizat asta vreo 2 săptămâni, maxim câte 1-3 ore pe zi. Cineva să o facă în 2 zile, cineva în 2 săptămâni. Dar noi de obicei spunem așa, 1-2 săptămâni pentru a face analitica, strategia, mood board-ul și planul. Ca clientul având asta, nu contează cu cine el lucrează. O venit în SMM și clientul i-a deschis mood board-ul strategiei și spune, ia că eu așa vreau să știe. E că asta e vectorul, umanizarea, raportarea, strategia, cât și și cum. Nu cum vine independent și freelancer vine, așa business-ul își dezvoltă. A venit unul mai cu copywriting la noi mai mult text, a venit unul mai designer la noi mai mult imagine, a venit unul targetolog, zice, fie hâniată de postările astea, de azi încolo lucrăm numai cu targeting-ul. Numai cu reclamele. A venit unul care știe vreo 5 influenceri, zic, și targeting-ul ăsta, vopșe, cost per click, fignea, ia ca influencerii, asta vopșe e crută. Și vine unul care n-are nici cu online, zice, băi, luați flyer-ul, duceți-vă la intersect și nu umblați-i cu variantele astea, postări, like-uri, comentarii, share-uri. Înainte ai băi 5 lei și-ți promova o rachetă. Ca să nu se întâmple în momentul ăsta, digitalizarea contează și trebuie pus în zona asta. Înainte să trec la blocul celor 10 pași către o libertate financiară, cât câștig un freelancer, cum am putea, eu psihologic mă simt dator să vă întreb un lucru. Dacă acești 4 pași, voi credeți că îți real de realizat și dacă are logică, sens, momentul în care noi suntem acum și dacă, în general, pentru voi e relevant ce noi discutăm. Ca viitori freelanceri, ca curenți freelanceri, ca oameni care au o soră care e și freelanceri, ori frate, ori care... Talmazani Ionu, zic, sigur, nu știu dacă frate tău nu știi de acord cu tine. Asta, sau nu e frate-nă. Ion, tu ești frate-nă ori nu? Dar suntem frați tăți, până la urmă. Dacă nu ești fratniu, atunci, Ioan, vreau să spun că ai o familie foarte frumoasă. A, de cruși. Da, atunci... Nu, e frumos și... ok. Spuneți-mi dacă are sens momentul ăsta. Da, pentru un freelancer specialist permitat. Irina, cu siguranță, eu am menționat de faptul ăsta. Tu poți să vinzi cu 100 de lei postarea, tu poți să vinzi cu 500 și poți să vinzi cu 1000. Pentru 100 de lei n-are sens să stai la webinar dacă vrei să rămâi la nivelul ăsta. Pentru cei care gen, băi, dar nu, asta e greu, asta e foarte, foarte complicat. Eu, ce pareți, eu fac 2 postări, freelancerii care nu vor să crească pe spirală mai sus, ei dispar. Ei ori nimeni nu-i mai e ca specialiști, ori ei în scurt timp o să se îngloade. Nu poți să prestezi serviciu necalitativ. Piața azi deja nu este piața în care poți pui un banner, să dai 300 de euro și asta se întâmplă până la infinit. Îți vin într-o zi un specialist, spui, băi, dar care e clicabilitatea la bannerul ăsta? Spui, nu știu. Apoi care e sensul că voi îl puneți dacă nu știi? Care e sensul la billboard-ul ăsta? E că, uite, te uiți la billboard și acolo nu e nici telefon, nici e-mail, prostă asta. Și întreb, dar cum numărați voi bannerul ăsta? Dar nu știu, șeful a spus, spune un banner, noi am pus un banner. Reducere 40%, vine la noi în magazin. Mulți din voi așa au venit în magazin după ce au văzut un banner la Ciocana, dar magazinul la Buicani. Adică există azi marketingul și freelancerul și motivul de ce freelancerul trebuie să fie mai respectat, mai mulți bani să câștige, este că el prestează servicii calitative. Pur și simplu el, ca temperament, o parte din drânșă, nu au ceva într-un loc și nu pot îi stăie locului. Alții n-au nevoie de gamer. Eu spuneam lui Barber și mie spuneam, de ce tu nu-ți deschizi business? Nu e că la tine vin clienți, eu vin pentru că tu, nu pentru că brandul. Și spune Dumitru, sunt eu cu SRL, cu contabilitate. E că, să zicem, dacă eu am un comision, dacă eu am un salariu stabil, nu,
E că sunt și așa oameni, și asta e corect. Sunt oameni care le place echipa, sunt oameni care place să fie conduși, sunt oameni care trebuie să conducă. Respectiv, dacă voi sunteți printre începători, fie ca acest mesaj al meu din 4 pași să fie primii pași în zona de comunicare. Uitați-vă măcar în vectorul acela. Cei care, spre exemplu, dacă sunt începători, cine din cei care stau acum în webinar și spun, Dumitru, eu cred că aș pune un plusic pentru că eu sunt începător. E ca câți dintre voi se calibrează? Poate și aveți experiență. Știți cum când omul zice că eu am experiență și a doua zice experiență, experiența lor e diferită. E ca cine din voi nu se rușunează să scrie un mesaj gen plus. Sunt începător. Cine pune un plus care crede că el este începător? Pentru care această informație nu că nu e real de realizat, nu că e tare, tare complicată, dar el crede că el e la început de cale. Ok? Sunt mulți, mulțișori. Pentru voi două vești am, două noutăți și două oportunități. Înainte să trecem la cei 10 pași adiționali pentru voi pe care le-am pregătit, tare fain. Primul este că dacă ceea ce am zis eu până acum pare complicat, pare greoi, pare mai complex, dar voi realizați că asta trebuie, realizați că are sens și că voi îți puteți să vindeți adițional, voi îți puteți să prestați servicii și să aveți o valoare mai bună, atunci priviți spre acest vector. Începeți să gândiți în această direcție. Al doilea moment este că dacă voi încă nu ați fost, noi exprompt, voi vedeți în link acuși în comentariu, eu vă dau oportunitatea aici și acum să beneficiați de ofertă pe cursul expres. La noi nu e blocul de vânzare, eu special vreau pentru cei care sunt în partea de începători, care nu știu de unde să înceapă, noi am realizat un curs expres care deja sunt peste 80 de participanți în 3 zile, sunt peste 80 de participanți care vor primi ei la final și tu poți primești la final peste 60 de videouri preregistrate, screencast-uri, excele care de gata sunt făcute cu formule, acestea inclusiv excele care le-ați văzut în cei 4 pași, alte excele must have, care sunt PDF-uri pe Instagram, cum se setează reclama, cum un pixel, audiență, analize, ghiduri, workbook, modelul de strategie, modelul de active, analiza concurenței interne, externe, brief-ul de campanii, sondajele, media planul, activele afacerii, analiza SWOT, pop and pod, smart, bugetarea, customer journey map, pâlnile, AIDA, teme pentru acasă, foarte important, și mentenanță în grup un an de zile, unde o să mai fi periodic și niște live-uri, unde deja foarte multe branduri au avut încredere și au devenit absolvenții noștri în cadrul cursurilor. E că dacă voi vă aflați printre începători, eu vă recomand vouă să clicați pe acest link. O să rog colegii în comentariu chiar să pui acest link. Dacă linkul este întâmplător, nu lucrează. Dacă nu știu și nu este. Talmazan.md este Instagramul meu. Scrieți-mi un mesaj. Dumitru, n-am reușit, dar vreau tare la curs. De ce? Pentru că pentru voi, cât durează webinarul, noi exclusiv vă dăm oferta ca în loc de 99 de euro să beneficiați de oferta de 49 de euro. Două capitole, 10 module, lecții video, fișiere, tabele, software, modele de rapoarte, teme pentru acasă, grup. Există versiunea și offline, care o să fie în septembrie. Acolo, în loc de 249, vă dăm oferta de 129. Și individual, pentru companii, corporații, în loc de 199, 1499. Aici sunt două zile intensive de curs, plus 3 ore consultanță individuală pentru voi. De aceea, dacă pentru voi e relevant, voi simțiți că trebuie să începeți, dar nu știți de unde, pentru frați, pentru Ion Talmazan, reducere facem. Ion, la versiunea offline ți-ați fac reducere. În screen Instagram și exclusiv pentru Ion facem reducere, dacă arăți buletinul. Respectiv, faza de acei 4 pași, nu uităm, 1. Începeți să oferiți clienților mai multă valoare pentru că o să vindeți mai mult și mai scump. 2.
începeți să prestați acest serviciu aparte. Vine un client și tu îi spui, uite, eu aș putea să-ți fac ție mod board, strategie, asta costă 50 de euro. La următorul vinzi cu 100. Noi vindem deja până în 300 de euro acest mood board. Absolvenții noștri din Mentor My Business care sunt. Pentru că asta nu e naduvală, asta nu e un produs care e genul nenea și rușine. Maria, sunt în cadrul cursului motivant, așa greu, dar motivant, recomand. Da, Maria, super că ești acolo, ținem pumni și urmărim performanțele. Dar faza este că alte cale noi. Așa că, cei care o să se decide, clicați pe link, scrieți-ne în Instagram și beneficiați de ofertă. Ea este Classic 99. Cei care au fost la noi în webinar și probabil și Maria data trecută au cumpărat cu 35, era ofertă. Azi v-am făcut o ofertă mai bună decât prețul standard. Respectiv, încercați să beneficiați de acest preț dacă vreți să salvați sute de bugete și să începeți activitatea. În general, în combinat, înregistrați-vă la un curs, la o consultație gratuită, treceți cursul și trecând, începând să trecând cursul, veniți la consultație și puneți 5-6-10 întrebări și vă ajut să vă calibrați activitatea de freelancer sau business începător care ești, nu știi încotro trebuie să iei, stânga, dreapta, dreapta, stânga. Noi continuăm cu un blog de bonus pe care eu vreau să vă-l dau. Dacă voi nu aveți bani, nu aveți încredere, eu aș vrea să exclud varianta nu aveți bani, pentru că dacă tu ca freelancer crezi că 49 de euro sau 129 de euro, asta e mult, înseamnă că când a să cumpere clienții de la tine și tu o să-i spui 100 de euro, el tot poate să zică că e mult. Înseamnă că tu nu înțelegi valoarea, ori el nu înțelege valoarea. Respectiv, un curs care poate să te ajute și să-ți facă ca clienții tăi să îți plătească cu o lună mai mult 200 de euro, e că tu scoți investiția din primul client din jumătate de lună. Așa că eu insist voi să clicați acum pe link-ul care l-am adăugat în chat, să înscrieți, pentru că voi trebuie să fiți la acest program. Este un must have. Acei 10 pași care eu i-am pregătit sunt pași care o să ajute pe tine, dacă tu vrei să fii freelancer, să înțelegi, ok, dacă eu e ca zero, mă duc eu la curs, tot normal, gata, tot normal, nu mai repeta, mă duc la curs. Dacă tu vrei să începi, și ai nevoie de un flow. E acum eu trebuie să parcurg calea asta de freelancer și cum pot eu să fac 1000 de euro pe lună? Ea e foarte simplă, iar această simplă cale este foarte complexă. Sunt câțiva pași pe care trebuie, poți și îți recomand să-i treci pentru ca tu să poți să lucrezi. Primul moment este un moment vital care se cheamă timpul. Acest timp eu chiar insist voi să faceți screen-uri, să vedeți că să nu vă afectează. Trebuie să spui la din start, chiar dacă tu ești angajat și vrei în freelancing, să începi să faci câte o oră, două, să dedici timp la acest moment. Nu dedica deodată, v-ați dus, v-ați concediat și sunteți freelancer. Acolo cât de cât un 4.000 de lei era stabil. Ia întâi un client. N-a să afecteze practic activitatea ta de zi cu zi. Poți să vorbești cu șeful și să-i spui, domn director, eu e ca așa situația la mine. Eu înțeleg că eu n-a să am aici 20.000, eu pot lucra e ca așa, sau nu-i zici nică și noaptea fără să afecteze activitatea, eu cu tot respectul față de parte, eu sunt de părere că tu trebuie să-ți anunți angajatorul că tu vrei să pleci, pentru că într-o bună zi vei fi și tu angajator. Și de la tine să ducă ori să te chidanească pe mijloc de drum. Deci aia nu deprinde abilitatea în tine să te comporți urât. Eu aș combina, aș merge pe o direcție, dacă tu nu mai poți, oricum să te duci, măcar du-te frumos. Deci o oră, două, începe să lucrezi în partea asta, începe să analizezi momentul ăsta, începe să sechi în direcția asta. Dacă tu deja profesezi acest moment, un al doilea pas, apreciază-te cu această direcție de comunicare despre care am spus, doar că aici un alt vector este că aici tu ai o gamă foarte largă de instrumente și trebuie să te gândești inclusiv nu ce este acum, dar ce ați și pe un an de zile. Nu, spre exemplu, că tu spui
Eu cred că TikTok-ul a și tare popular. Și eu vreau strategic să-mi dezvolt abilitățile mele în direcția TikTok sau Stories sau Copywriting sau alt rețea socială sau alte specializare. Sau tu spui, eu acum n-am când să dezvolt atsame, eu mă duc concret unde este banul. Mă duc Facebook Ads sau Facebook Post sau Instagram Stories, unde oamenii sunt gata să plătească, unde azi ei sunt gata să fie alături de voi. O al treilea pas pe care tu trebuie să-l faci, foarte important pas, foarte important pentru toți voi trebuie asta să faceți, pentru că asta vă o să vă economisească atâția bani, atâta timp, atâția nervi și o parte din voi ați făcut-o intuitiv. Este follow. El presupune că tu ești scouts prin social media, Google, prieteni, să întregi, oameni care deja în tema asta lucrează. E că vrei tu și să faci cursuri, webinare. Nu începi să-l urmărești pe Talmazan. Uite-te de acum el asta face. Înscrie-te la consultație, mai pune niște întrebări, vorbește cu audiența lui. El deja cheltuie bani. Tu poți dintr-o parte să te uiți și să vezi, aha, e că eu dacă să fac, tac, dar cât o dormit Talmazan luna asta, aha, dar câte ori familia l-a văzut, nu, eu așa nu vreau, sau eu să fac altfel și la mine și altfel. Așa zic tăți. Dar până la urmă îți prinește că nu e așa. Însă, tu poți să te inspiri de la cel freelancer, de la cel specialist viitor. Pentru că freelancing-ul vreți voi ori nu vreți. Poate asta este nu că nu corect, dar poate nu o să vă placă, dar freelancing-ul nu e pentru toată viața după mine. Freelancing-ul este o etapă în care specialistul începe să lucreze și el crește, el ori pleacă înapoi în top manager angajat, ori el din freelancing pleacă în propria companie. Chiar dacă el nu numește companie, nu are SRL, dar după structură, după rulaj, după tot asta, el de mult nu e freelancer. Pentru că el are angajați, el are un copywriter care tot îl ajută, el are un manager, el mai are acolo, adică el e un fel de piricupșic. Adică, de aceea, dând follow la oamenii care deja fac ceea ce, unde tu te pornești, expert în Facebook, expert în Instagram, vlogger, tu o să începi să te introduci în temă. Și că după și tu treci câteva etape, e timpul tu să startezi. E timpul tu să startezi și aici începi să faci cunoștință cu subiectele astea mai adânc. Tu începi să asculți cărți, să te uiți la webinare despre freelancer, să te uiți pe blog, să citești diferite materiale și nu doar despre Facebook, în situația, spre exemplu, a expertului pe Facebook, dar și despre, spre exemplu, copywriting, neuroprogramare, psihologie, filosofie, politică, să înțelegi că business administrație, să înțelegi multilateral. Dacă tu, la etapa asta, acest pas 4, încă mai ești pe calea asta, tu încă zici, da, eu înțeleg, eu deja, eu, spre exemplu, acum ne aflăm în studio și aici este tehnică și este așa un aparat care se cheamă Blackmagic. Ca să pot eu să lucrez și să pot transmite cunoștințele colegilor mei, eu ar trebui 65 de ceasuri în YouTube să văd videouri în limba engleză cum vopșietă asta lucrează. Iar înainte de asta, eu am căutat în Google, am găsit alt speaker, m-am uitat și la dânsă stă în studio, după care m-am găsit asta și ca aici am ajuns. Respectiv, în sensul ăsta, e destul de important să înțelegi. Dacă tu rezonezi, atunci tu ești pe calea ce dreaptă. E ne întreabă până când e valabilă oferta la cursul despre care am menționat digitalizare. Oferta valabilă va fi până azi la ora 12 dacă vă înregistrați și pe parcursul zilei de mâine dacă achitați sau acum dați vreun avans. Oferta clasică este de 99 de euro cu respect față de toți cei care au cumpărat cu preț standard și cei care au cumpărat în ofertă. Deci vă înregistrați acum, chiar dacă nu aveți bani pe card ori nu știu ce, vă înregistrați, colegii mei mâine vă sună și vă înțelegeți cu managerul vostru când să-i achitați și cum să-i faceți. Dar înregistrarea azi până la ora 12 va fi posibilă. Deci aia, mergem la pasul 5, după ce noi am înțeles că la noi tot acolo e ghine, noi începem să ne instruim mai intens. Noi începem să ne instruim ceea că aici e tare chestie importantă. Din lista experților pe care voi ați ales-o, ca oameni pe care voi sunteți gata să îi urmăriți, voi începeți să cumpărați de la ei produse. De ce? E o chestie foarte
normală. Dacă voi ați început să-l urmăriți, spre exemplu, pe Talmazan, voi vreți să deveniți freelancer. Ați văzut istoria lui. El a fost angajat, a fost freelancer, amoi are agenție, are companie, are cursuri, face cașa bani, mă uit în stories-uri, îl urmăresc, rezonez, îmi pare că eu, nu că ca dânsul aș vrea să fiu, dar eu în vechi în direcția și eu vreau să merg. Și dacă eu l-am răbdat până muia, probabil maniera lui de a vorbi, probabil conținutul lui, stilul lui, accentul lui, frezura lui, tăcia lui, eu cât de cât pot să-l răbd. Dar sunt unii care ia ca tot ca dânsul sau el e ca alții, nu personalizăm, ca în concept luăm, nu-l răbd. E ca cum vorbești, e ca nu intră content. E ca de ce e important ca pasul de instruire să înceapă cu dragoste? Este că dacă eu cum mă vorbesc și eu mă enervez pentru că gesticulez prin repede, ori pentru că vorbesc, nu știu cum, asta înseamnă că voi să începeți cursul de digitalizare și eu acolo fix așa vorbesc. Și voi spuneți, băi, nu pot să ascult, mă enervează vâscăci ca asta. Sau invers, eu aș vorbi ca un pedagog care are de transmis un mesaj destul de important pentru voi și voi, haide, băi, împinge odată, hai scoate și cu pixelul și ala. Adică voi nu trebuie să aveți frustrări interne față de speakerul care începeți să, este ca prima oară, știi, din dragoste și ori din întâmplare. Așa că cumpărați cursul ăsta din dragoste ori din întâmplare, dacă rezonați și el va fi unul din acei primi pași. După care încercați și la o consultație plătită, gratuită, dependență ce fel de speaker veți alege și dependență ce industrie. Și încercați să-i puneți întrebări. În punctul 5 o să fie parte de instruire un fel de, dacă veniți la mine, spuneți, Dumitru, până am avut situații de astea, că spun, eu vreau să-mi deschid agenție. Și spun, ok, eu îi pun un simplu întrebare, câți bani vrei să faci? Și spun, vreo 10.000 de euro pe lună. Îi spun, povestește cum vrei asta să faci. El îmi povestește și spun, nu trebuie. Nu trebuie, tu nu, habar n-ai un tibaj. Nu, tu nu știi un tibaj. Tu ce ai numărat la Talmazan în curs acolo? Tac, mă uit așa prin Zoom, screen-ul și ala câți erau 3, 18 cu 200 de euro, 1600 de euro. Dacă eu fac de 4 ori pe lună, 1600, astăzi 45 și 200, au un 400 de euro pe publicitate acolo, contabil, 100 de euro. Nu așa. Nu așa. Discută cu acest speaker și el a spune ție, e posibil, nu e posibil, în cât timp, cum, și dacă și la momentul și el la tine încă te mănânc și tu spui, eu aș știu și cel mai bun freelancer. Așa, atunci începi să faci acțiuni paralele. Acțiuni paralele ar însemna tu să începi deja să faci cunoștință cu domeniul și probabil să te concediezi dacă lucrezi undeva. Doar după asta undeva e, că eu aș propune. Și să încerc să vinzi la 3, 4, 5 prieteni, la 2, 3 cumătre. Chiar dacă se zice că nu prea recomandabil să vinzi la cumătre, la neamuri, totuși, la început, dacă ești primii pași, primii, chiar dacă să faci o gafă, fiți de acord că la un cumătru poți să explici, mai ales că a fost gratuit. Nu e așa cum ar fi să vină la tine un holding și pur și simplu să-i placă de tine, tu ești primul lui client, ai făcut un fuck-up, nu că nu i-ai prestat serviciu calitativ, dar încă minus ai făcut acolo, ai postat o postare care în general în industria lor asta e pozor și ai pus în situație și brandul. Deci încercați să prestați sau la un preț mic sau la un gratuit, la început recomand un element de 1, 2, 3 pagini. Vedeți cum e asta. Eu foarte mult gratuit am făcut. În jur de, eu cred că 10% din toate consultațiile, logotipurile care sunt în spatele meu, sunt gratuite. Eu le fac din două motive, inclusiv de ce fac cu voi cei care o să se înscrie. Primul, mie asta îmi place. Eu prostă îmi place mie asta. Al doilea motiv este experiența voastră. Mă, le cât de acolo eu și ne îmbogățesc harta mea, plus încă un case, un logotip consultat în grila mea. Deci toți clienții pe care voi să le prestați serviciu, din start discutați cu dânsul, dar spate eu logotipul tău să-l pun pe site. Sau, dar spate tu să le ieși un feedback la urmă. Și asta o să vă îmbogățească. Voi peste jumătate de an, 3 luni, 10 luni, o lună, o săptămână, o să ieșiți cu un landing page în care nu ieșiți Dumitru Talmazan, freelancer social media, tare, tare vrea. Dar ieșiți cu 5 logotipuri în spate. 3, 10. Respectiv, după ce ați făcut acțiunile astea paralele, v-ați concediat, început să faceți pe serviciile gratuite, un al șaptelea pas care puteți să mergeți este price dumping-ul, puteți să mergeți mai ieftin.
dar cu primii clienți și dar cu condiția că îi anunțați că pentru dânsa asta e reducere. Ce îmi spui așa? Domn Dumitru, super, da, eu promovez, corect, eu promovez. Respectiv, pentru dumneavoastră, eu cost 100 de euro, pentru dumneavoastră sunt gata să fac cu 70 de euro și aici o spui doar așa, să o spui din motiv că nu deprindeți piața că voi costați ieftin. Dați-o în reducere, dar minim psihologic, nu faceți că voi sunteți de 20 de euro. Puneți deodată 100 și dați 80% reducere de chidlare de stoc și primii 10 clienți luați cu reducere. Următorul 11-lea încercați să vineți cu mai puțină reducere sau deloc. Dar price dumping, una din strategii pe care voi ați putea merge ca să faceți treabă în social media. Mai departe, după o perioadă, ce perioadă, acum și o să vedeți, există o 8-lea pas. Să decizi. E ca aici și cel mai trist. Aici este că tu ai fost angajat sau ești, ai în spate deja niște logotipuri, ai un fel de plan B, ai încrederea care e foarte importantă. Când tu ai 2-3 clienți stabili de 2-3 luni de zile, ei îți aduc ție un 300 de euro. Tu înțelegi că salariul tău e 7.000 și clienții ăștia îți aduc încă 300 de euro. Și tu înțelegi că chiar dacă te dai afară, ori chiar dacă te duci, tu minim fix atâta să ai. Tu deja ești pregătit și tu trebuie să decizi. Și eu vreau tu să te gândești. Tu vrei să rămâi în companie și să găsești un model în companie în care tu ești, în care tu poți crești și ești top manager și să n-ai gamerul de căutare de clienți? Sau tu vrei totuși să-ți asumi responsabilitatea și să te duci într-un proiect de sine stătător? Este inevitabil. Aș spune eu asta. N-aș spune eu. Orice angajat al meu, orice angajat, de Talmazan School, ASAP, orice angajat, înțeleg perfect că ei se uită și spun: Dumitru, tu ai zis că acolo 2000 de euro poți face un freelancer. Dar noi facem un 200 lei și întotdeauna ne zic că suntem bravo. Nu pe entuziasm, cât poți trăi. Există în modelul companiei în care voi sunt deja lucrați, există limite de creștere. Aflați care sunt ele. Dacă ele nu vă aranjează, cu siguranță voi n-ați vă rețineți acolo indiferent. Am spus eu asta sau nu. Mai devreme sau mai târziu. Cel mai iurios fie dacă voi n-ați știți limitele și ele, nu ați discutat cu subalternul superiorul vostru, cu șeful, v-ați concediat în zona de freelancer, dar acolo voi n-aveți clienți. Șeful a pierdut un angajat la dânsul acolo o lună încât trebuie să-l caute, tu te duci în freelancer crezând că acolo e o mare de posibilități și tu nu ești gata, tu nimeni nu-ți gata să plătească 200 de euro. Care 200 de euro de ăștia care intri pe America, site acolo cu 5 euro pe lună postări îți fac? Respectiv, voi trebuie să înțelegeți asta și să fiți gata. Și dacă și la etapa asta voi v-ați decis, mergeți înainte, tot e normal, tot e crută, mai departe e o cale care se cheamă creștere, care tu trebuie deja să te împachetezi într-un proiect, ori Talmazan Digital, nu un proiect de asta, dar să ne imaginăm că eu sunt freelancerul, eu așa am făcut, la mine este pagina Talmazan Digital, pur și simplu, în care să începi să faci postări, să faci live-uri, să faci webinare, să dezvolți personal branding-ul dacă ești expertul, să faci o agenție, să dezvolți brand-ul agenției, dacă tu vrei să crești. Dacă nu, vă spun, voi rămâneți aici în zona de o anumită sumă și anumit volum și voi aici n-astați mult pentru că te năduși, tu ori ai prea mult solicitări, ori n-ai reușit să lucrezi, ori tu n-ai de mâncare. Deci tu doar în creștere, în orice funcție. Și un plus mare pentru freelancer asta este că el trebuie continuu să se dezvolte, pentru că serviciile la noi în Moldova, azi, pentru publicitate, este posibilitate să iei de la 200 la 300 de euro pe lună de pe un client pentru o campanie setată cu un buget de până la 1000 de euro. Pentru content poți iei de la 100 la 500 de euro, ușor, dacă ești speț bun. Bun! Dacă ești, atunci de-amă cum te înțelegi. Respectiv, dacă acești 10 pași pentru voi rezonează, hai să vă spun cât timp voi ați vă iei tot asta. E ca cât timp că tot asta se întâmple. Sunt câțiva parametri de timp care voi puteți să luați în calcul. Pasul 1 și 2, o să iei maxim o lună. Deci tu să înșechi, să sechi, să cauți, să foluiești. Pasul 3, 4, 1, 2 luni. Pasul 5, maxim, trebuie să dureze o lună. Pasul 6, 7, 8, maxim 2 luni. Pasul 9, în jur de 3 luni. Pasul 10 este continuu. Ceea ce înseamnă următorul lucru, că, de facto,
Sunt trei categorii de timp. Trei luni de zile sunt early spețuri, care repede s-au schimbat, s-au schimbat, pam, 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 și s-au organizat. Deseori, deseori, se întâmplă 12 luni. Deci în 12 luni, într-un an de zile, tu poți să ieși din zona de, spre zona de. Ar fi bine să se întâmple în 6 luni de zile. Majoritatea pot să o facă, inclusiv în 6 luni de zile, respectiv, aici voi aveți posibilitatea să înțelegeți, dar eu, în 6 luni de zile, cât sunt gata să investesc în mine, ca după asta, în 7 luni de zile, chiar dacă voi să câștigați din a 3-a, din a 4-a lună, imaginați-vă, 6 luni de zile nu câștigați nici, nu aveți niciun client, nu m-ați făcut gratuități, v-ați instruit și ați făcut asta. Cu un matematic vorbind, ce? Vrei 1.000 de euro? Adică tu vrei în următoarele 6 luni de zile să câștigi 6.000 de euro, ca la tine pe an să iasă în jur de 600 de euro pe lună, mai mult decât tu câștigi ca salariat, cu 1.000 de euro e destul de real dacă ești tare bravo. Sunt case-uri nici ascuns sub mânică. Și acum tu nu vrei să câștigi, nu vrei să investești într-o consultație gratuită sau nu vrei să investești un 40 de euro într-un curs sau nu vrei să investești într-o consultație cu plată și nu vorbim la Talmazan. Ba, ce? Eu nu străsuiesc nici pentru o secundă că tu nu vei cumpăra. Din simplu motiv. Eu am 1.000 de clienți pe an. Ești tu printre ele? Super! Nu? Găsim altcineva. Dacă mie nu mi-ar plăce chestia asta, matematic vorbind, eu n-aș sta aici. Eu vreau în tine ca freelancer să văd că tu arzi. Eu vreau tu să vii la mine și eu să spun, să vii tu și în Instagram-ul meu și să-mi spui, Dumitru, cărge, eu vreau o lună să fac gratuit, să-ți arăt și pot eu și după asta vreau să primesc 200 de euro. Și îți fac o rachetă acolo că a schiși pe jos. Пожалуйста. Eu sunt gata pentru așa ofertă. 200 de euro nu e așa de puțin. Dar arată-i că tu poți. Alte variante, că noi venim și spunem, Dumitru, eu vreau 200 de euro, dă-ne cursurile tale, dă-ne timpul tău, dă-ne contentul, dă-ne idei, dă-ne aplicații, dă-ne și încă 200 de euro, pentru că eu îți fac pentru tine. Dar eu doar fac de 3 ori mai repede decât tine. Până tu montez story și ala eu cu o mână la volan în mojul montez. Și atunci spun, dar pentru ce eu trebuie să-ți dau? Atunci nu-i problemă în preț. Prețul este factorul că argumentele tale sunt mai jos decât valoarea pe care tu ai transmis-o. De ce? Dacă eu îți spun că există 60 de videouri în cursul Express în care eu povestesc tot ce înseamnă lumea digitală, pe social media, pașă, tân, așa, cum e ca, cum eu gândesc? Și eu îți garantez că acolo îți răscumpere investiția și tu spui, nu, 49 de euro cam e mult, n-am eu așa bani. Înseamnă că sunt două situații. Valoarea care am spus eu e mică, nu îmi cost eu atâta. Doi, nu înseamnă că antreprenoriatul nu e tău. Dacă tu azi nu ești gata să investești 1.000 de lei, despre ce fel de business de 1.000 de euro pe lună tu vrei să vorbești. De aceea, cei care o să ajungă la etapa 10, voi o să mai aveți o problemă. Și problema asta se numească că vine un moment când vrei mai mult, dar nu poți mai mult. Și atunci îți trebuie să ai așa moment ca focusul. Pe măsură ce tu o să-ți cauți clienți, pe măsură ce tu o să lucrezi, o să prestezi, o să vinzi un produs, a doilea, a treilea, a patrulea, tu o să ai un moment că tu ai nevoie de oameni. Și prima întrebare care tu o să trebuie să ți-o pui este câți bani tu vrei să faci. E că aici e momentul crucial. Sunt două categorii de oameni care spun cât mai mult, cât mai bine, și asta e polnă bred. Și a doilea care zic 5.000 de euro, 50, 1 milion. Eu văd pe story să am druși care își pun planul să facă în anul 2022 1 milion. Omul care își pune să facă planul 1 milion, el nu pune stories. Utriruiu. Mă unii pe mâine spun și eu vreun dist, așa să faci screen și spun zia că el o criticat, dar singur îți zice. Nu, real vorbind, nu real, cum poți faci milionul când faci mai 200 de euro? Nu pune măcar jumătate de milion, eu nu știu. De ce câți bani vreau să scot din business-ul ăsta? E foarte simplu. Foarte și foarte simplu. În primul an,
Ca freelancer, poți miza pe faptul că poți scoți 1000-2000 de euro pe lună. Tu poți scoți un 800, 8000, 6000, 10000, 15000 de euro pe an. Poți. Știu că poți. În al doilea, în treilea an, tu poți scoți de la 2 la 5000 de euro pe lună. Pentru asta va trebui să migrezi în zona de agenție sau în zona de piață internațională. În Moldova, puțin probabil. Al treilea, al cincilea an, tu poți faci 5000 de euro plus, iarăși, piață internațională, cursuri, expert, poate în piața locală. Este istoria mea, dar la mine s-a întâmplat peste 6 ani. 6 ani de investiții continui în branding, în imagine, în tot ce vrei. Mă întreb dacă vreți să știți răspunsul la următoarea întrebare. Cum să treci la următoarea etapă? Sunt dintre cei care au mai rămas la noi în live, care se întreabă, ia că au fost 4 pași. Acești 4 pași s-au transformat, nu, întâi erau întrebările, cele 4 întrebări care am meditat. După care am discutat despre 4 pași care sunt cumva instrumente tehnice, reale, concrete, care poți să lucrați. După asta v-am dat 10 pași strategici de gândire cum să evoluezi spre o libertate financiară de 500, 200, 400, 600, 1000, 2000 de euro pe lună. Dependență de om. Eu pot spune că 1000 este 1000 de. Eu în general cred că dacă antreprenoriatul, iar freelancing-ul este o bucățică de antreprenor care trebuie să vândă și management și tare multe. Dacă 1000 de euro nu le face, în zadar face business-ul ăsta. Mă gândește, te angajează cu 300 de euro, pentru că precis mai mult fericire de la tine, de la alții, o să ai și mai mulți bani în buzunar. Deci, dacă noi vorbim de toate aceste momente, cine din voi vrea să treacă la următoarea etapă? Cine din voi e ca simte că e ca trebuie, gata, până aici am mers, talmazan, gata, vse, ai spus, am realizat că e ca, nu cât se poate 100 de euro pe lună, nu cât se poate, măi Ioane, să câștigăm noi 300 de euro și să avem firmă, 50 de angajați, sau cât se poate să postez eu 300 de postări pe lună și să primesc 1000 de euro. E timpul, ori să primesc 10.000, ori să postez 10 postări și să primesc 1000. Cine vrea să meargă la următoarea etapă în zona de freelancing, să-și lanseze propria afacere, să-și dezvolte propria afacere, poate pe altă temă și să aibă nevoie de freelancer, dar are nevoie de instrumente în zona asta. Cine lucrează ca freelancer și ar vrea un upgrade, poate, și nu știe sau nu-i sigur pe ipotezele care el le are. Cine din voi? Dați-mi și mie să văd comentariile, vă rog. Așa mă uit mai în jos ca să vă văd pe voi ce scrieți. Ion, number one azi. Ion iară, numai Ion. Am avut un prieten, Ion, și el spune întotdeauna că este Ion pozitiv. Dacă prindeți ideea, este Ion negativ din fizic sau unde acolo. Și el era Ion pozitiv. Ați uitat, suntem începători? Păi stai, în primul rând suntem oameni. Nimeni nu s-a născut expert. Problematica începătorilor, important să nu creadă că el vrea mâine peste noapte. E că asta e cel mai important. Faptul că ești începător, asta e un moment perfect. Dacă ești adecvat, ce contează? Dacă tu iubești oamenii, dacă tu ești conectat la realitate, dacă tu ai o leacă de timp la dispoziție, nu e că tu ești logic, tu realizezi că o leacă îți trebuiască să treacă timp. N-am și e că așa. Dacă tu ești gata să găsești niște resurse de oameni, de bani, pentru că n-a să întâmple pur și simplu, vreau să fac 10.000 de euro, dar n-a să investesc nici 100. Nu contează în ce și nu contează cui, dar pe lume îți trebuiască de investit. Asta este un mini-business. Sau timp să investești foarte mult, sau mai repede bani. Deci, cei care se gândesc la tot treaba asta, noi am mai menționat azi, dar pentru voi, noi avem ofertă specială pentru începători.
exclusiv pentru începători. Să nu ziceți că Dumitru numai cu bani și e ca nu dă șansă la cei care vor. Formează-ți o listă de întrebări. Înscrie-te în primul rând pe linkul de înregistrare și este un butonaj amuia, trebuie să-l vedeți, care puteți să vă înregistrați la consultație gratuită. Această consultație gratuită este pentru cei care pot, vor să-și dezvolte propria afacere, să discute despre strategia lor de dezvoltare ca expert, om și cetățean, care vor să se lanseze în afacere sau în freelancing sau să deschide propria agenție sau să lucreze ca angajat și are nevoie. Înțeleagă cum el poate să fac mai mulți bani. O să vă dau două soluții. Prima, care ține de partea de ce pași ați putea să faceți. Și a doua, dacă să aveți nevoie, o să vă pot spune cu ce eu pot să vă ajut. Noi avem câteva programe. Noi avem programul de digitalizare, care voi puteți să-mi scrieți în Instagram dacă nu găsiți link-ul, ori nu știți unde, ori n-ați reușit, în care voi, cu înregistrare azi, puteți beneficia de oferta de 49 de euro în loc de 99 de euro pentru versiunea online și în loc de 249, mă tincă, versiunea offline. Voi puteți să beneficiați de alte programe ale noastre. Important să vă înscrieți și noi inclusiv la consultație. Avem programul Mentor My Business, care este de 3.000-5.000 de euro pe an, în care noi asigurăm și vă ajutăm să treceți la un venit de 10-15.000 de euro pe an. Avem case-uri, avem pași după care putem să vă ajutăm să treceți. Avem pur și simplu o discuție, veniți în offline, bem o cafea, stați în online, ne schimbăm cu like-urile. Dar indiferent de asta, eu tare mult sper că voi nu vă ține nică să faceți pași. Puteți să căutați în Google despre noi, despre aceste proiecte în care noi de-am instruit, am fost consultanță, despre acești programatori în Mentor My Business, așa sunt o parte din freelancerii, în afară de Ion Palade. Ion Palade la noi în program este pentru dezvoltarea personal branding-ului în programul Mentor My Business. Puteți să urmăriți sutele de prezentări, argumente, feedback-uri în Facebook, în YouTube, peste tot despre Dumitru Talmazan, Talmazan School și cum e acolo fac tot și dacă fac e gine. Eu am lăsat și o sesiune de întrebări-răspunsuri și cu drag o să vă răspund la ele și sper mult că voi, indiferent de, o să luați cursuri, o să veniți, voi nu o să veniți. Eu tare sper că două insight-uri vor ia să le aveți. Activitatea de freelancing poate fi profitabilă și este și voi puteți să mergeți încolo, dar să o faceți corect. Și când ați știți acolo sau dacă sunteți, știți oameni și faceți calitativ. Pentru că dacă o să fiți oameni care prestează servicii pentru oameni, voi veți putea da un preț, alt preț la serviciul vostru. Pentru că azi tot mai mult și mai mult oamenii fug de chidosuri, fug de frica să nu-i se livreze, frica să nu-i facă ceva care el, pe urmare, încă mai gine face el singur el. Și din păcate că freelancerul a dezvoltat o leacă de branding ca industrie. Eu sper că voi nu sunteți prin lista celor care asta au făcut. Citiți comentariile voastre. Acest curs este aplicabil și pentru persoane care nu știu nimic în domeniul dat, dar vreau să mă reformulez. Alina, da, cursul digitalizare este o introducere perfectă. Eu o recomand la toți șefii voștri, la soțiile, soții care, e că el face ceva în SMM, dar el nu înțelege legătura dintre tot asta. E că el e pentru asta. De ce clicați-vă, ați pus cursul în pin. Colegi, puneți și în chat pentru oameni, dar dacă nu găsiți, scrieți-ne în Instagram mie și eu sper mult că v-ați făcut și stories în tema asta. El este pentru zona asta. Exclusiv pentru asta. Un mare mersi pentru două ore, multă informație utilă, am să trec mai pe la Talmazan School. Tatiana, eu te aștept, echipa noastră, veniți în online sau în offline.
veniți cu drag. Dacă aveți întrebări legate de ce prestăm noi, legate de cum o să fie dacă ați înregistrat, legate de activitatea voastră. Dar spuneți-mi, vă rog mult, cine s-a scris la consultație? Hai scrieți-ne în comentariu, acum, cine s-a scris la consultație, scrieți cuvânt consultație, cine s-a scris la cursul expres, scrieți cursul expres. Dacă și consultație și cursul expres, scrieți consultație și expres. Ca să vedem printre cei care sunt, dacă sunt cei care s-au decis, bucurați-vă pentru timpul de azi aici, Lucia, Groza, mersi mult de prezență, tare mă bucur că am fost util, e o plăcere să citesc comentariile voastre, cei care depun efort să scrie, eu vă mulțumesc, e un feedback așa interesant, așa, curs expres, dar vreau la, Maria, vrei la consultație, scrie și la consultație. Înseamnă că așa, Ioan plus plus și cursul și asta, curs expres vreau la, am înțeles. Cum găsim clienții? Valeria, dacă așa, mai sunt și consultații, la consultație știu că va fi o discuție valoroasă, super, ne vedem, mulțumesc pentru aceste două ore, cu drag, cum găsim clienții? Deci, clienții găsim întotdeauna prin câteva canale. Primul canal este cercul vostru. Natalia, consultație și cred că și cursul. Natalia, precis nu cred și în loc de 99-49, să nu-ți pară rău că altădată să fii nevoită să iei de 99, dacă este ocazia. Înscrieți-vă și vă rezolvați în 1-2 zile cu achitarea, că noi nu suntem chiar din urmă cu bățul. Ai. Îmi place cum s-a produs lecția, am rămas cel mai, așa, cei mai interesați. Mulțumesc mult, Dumitru. Cu drag, Natalia, cu drag. Legat de cum găsim clienții, primul cerc este în jurul vostru. Sunt prieteni prietenilor. Puteți să le evitați, super, ar fi bine să le evitați, dar dacă nu puteți să le evitați și nu aveți alte cerc de networking, atunci nu. A doua modalitate ușoară, simplă, este networking offline. Acum deja sunt organizate multe evenimente, multe fitness centre, mămici, cluburi, grupuri, tematice de discuții. Unde? Oamenii nu știu că tu faci încă asta. E că începi să vorbești cu doamnele, cu domnii, dependență cine ești, cu cine vrei să vorbești, începi să vorbești că e că eu mă promovez, e că eu am trecut, am un curs și e că vreau să... Și zic, băi, dar tu știi că femeia mea tare de mult sau bărbat mea tare de mult cată un om, că am fost la noi vreo două fetițe, o promovat, dar nu m-ai găsit, e că cam așa vorba să auziți. Și am spus, de să vă fac eu o lună gratuită, dacă ați vă placă, după asta să plătiți că 200 de euro pe lună. Astfel sunt primii clienți în formatul ăsta. Pe urmă, este a doilea grupurile tematice, cum ar fi social media în culise. În România sunt multe grupuri. Există în Rusia, Ucraina. Voi puteți să intrați acolo, că acolo sunt oameni antreprenori care pun întrebări. Știi cineva de ce la mine e blocat contul? Dar voi trebuie să puteți ști ceva, pentru că nu poți să vrei pur și simplu clienți. Și voi dați răspuns. Participați în a oferi gratuitate. Dacă voi sunteți de asta mai... Faceți live-uri în Instagram, în stories. Cu prietenii nu faci mare business. Cu siguranță, Lucia, nici nu recomand, dar este un start care vă va ierta, care vă va aștepta și care dacă ceva nasc și în prima lună, a doua lună, eu doar nu spun că asta este un model în care îți termină prietenii, nu mai faci tu atâția bani. Dar totuși este un start bun și interesant care pentru foarte mulți poate să fie un colac de salvare. Și price dumping-ul, în care voi, dar voi trebuie să vă trăiți cu asta. Nu poți și freelancer să continui să lucrezi la jobul tău și client singur să vii la tine. Tu să nu treci cursuri, să nu citești cărți, să nu te uiți la YouTube, să nu treci diferite chestii interesante și tu să fii fix ca așa la care treci cursuri, investești bani. Eu acum, din păcate, n-am trecut încă două cursuri, unul de 50.000 și unul de 150.000 în Rusia, care stă pe jumate. Eu trebuie să-l trec pentru că sunt și rușine față de mine când am plătit. Și eu investesc în mine. Eu am investit 2 ani de zile ca să primesc certificarea de la Facebook. Ca eu pot spun, eu sunt specialist certificat Facebook. Probabil primul sau între 1, 2, 3 care sunt în Moldova, pur și simplu asta nu-ți zis. Și pentru mine asta este un argument de ce eu stau în fața ta. Pentru că eu fac zi de zi pași ca eu să fiu demn de această frază,
dem de viziunea în care eu merg și eu vreau bani, eu vreau 20, 30, 50 de mii de euro. Cum eu să-i fac? Pot să fac eu fiind freelancer? Nu. Dar cum? Ah, ok. Sau eu vreau 1000 de euro. Cum eu să fac? Îmi trebuie companie? Nu, nu-ți trebuie companie. Poți să faci ca freelancer. Dar cum? Ok, dar nu-mi place să vând. Ia știi, Dumitru, că nu-mi place să vând. Ok, nu vinde. Treci cursurile, investește în cunoștință, du-te ca angajat. La mine, la alții. Și o să primești un salariu până la 500 de euro. Dacă să fii director de departament, până la 1000 de euro. E că cine vrea angajat? Scrieți în Instagram, Dumitru, am ascultat e ca webinarul. Și tu știi că eu cred că aș vrea și eu un angajat. Noi avem nevoie de oameni. Avem nevoie de social media manager, avem nevoie de media manager, project manager, avem nevoie de, pur și simplu, de oameni buni, harnici, care nu vor 10.000 de lei a muia și nici încă nu pot, dar care vor 10.000 de lei, dar poate să-mi spună că îl poate să facă raz, 2, 3, 4, 5. Sau spune, eu încă nu știu, dar e că dacă tu o să mă înveți asta, eu sunt gata să lucrez cu așa condiții și dacă eu știu asta, apoi eu o să valorez atât și o să vreau eu cu așa condiții. Poate atunci când ești în postura de angajat, nu-ți place și eu spun, dar când tu vei fi un freelancer care va trebui să angajeze, tu o să trebuiască să ceri asta. Ți-a n-o să trebuiască, pur și simplu, încă un om care îți face două texte și vrea 100 de euro. Tu spui, alo, eu de tot 100 de euro. Cum pot să dau eu ție 100 de euro? Și tu spui, nu, că am fost la un webinar și eu zic că trebuie să iei 100 de euro pe client. Fiindcă. Dar care e diferența dintre freelancer și antreprenor individual? Freelancer e servicii doar. Luați așa, freelancer este un stil de viață. Este liber profesionist. Freelancer poate fi în tot. Freelancer poate fi și în relație. Se numește burlac, holtei, umblător. E fără documente, fără spravcă, vine când vrea să duci când poate. Este freelancer. Eu cred că o croitoreasă este mai mult, putem califica ei activitatea de freelancer specialist, nu genul el lucrează acasă și coasă. E teoretic e freelancer. Adică ei lucrează pe cont propriu. Antreprenorul, eu aș pune așa un mic upgrade, el probabil are companii, chiar și că dacă freelancerul poate să aibă companii, dar de-am dacă ai companii, de-am ești o bucățică de antreprenor. Și el are angajați. Freelancerul tot poate să aibă angajați. De ce? Freelancerul are etapele astea dintre angajare, companie și liber profesionist. Da. Mai sunt ceva întrebări, vă mai pot fi de folos? Nu uitați, în Instagram la mine, talmazan.md, dați să văd câte persoane noi suntem, câți au rămas pe ultima 100 de metri, așa, oh, cât de mulți încă stau aici și ascultă aceste informații generale, nu fără carne, dar sper mult că ele sunt utile la fel. Dați să văd 100 de stories-uri astea, să le văd azi, să stau toată noaptea după curs și să vă adaug la mine, să vă transfer followerii mei și stories-ul vostru îl voi percepe ca un fel de mulțumesc pentru acest webinar gratuit și cunoștințe și posibilități, inclusiv de înregistrare la consultații. Vedeți butonul de înregistrare la consultații este disponibil, puteți să vă înregistrați, link-urile în comentarii o să găsiți acuși, plus în pin, în chat este link-ul de curs express, care este la ofertă de 49 de euro în loc de 99 pentru cel online, învățați când vreți, de unde vreți, la și oră vreți, acolo suntem pentru acasă, fișiere, 60 de videouri, pas cu pas, modul cu modul, video cu video. Pe lângă asta este și partea de offline, cine vrea să vină să mă vadă offline, mai avem, nu știu câte, 50 locuri, mai avem că acolo să fie limitat, vreo 20 de oameni numai maxim, o să fie în luna septembrie, respectiv ne vedem acolo. Cine este aici corporate, avem două zile, putem să vă facem instruire pentru angajații voștri, pentru compania voastră, sau voi vreți așa VIP-că și vreți singurel. Două capitole instruire online. Cursul e creat pe capitole. Sunt două capitole, introductiv și tehnic. Fiecare capitol are module. Total sunt peste 55 de video, plus screencast-uri, plus fișiere, timp pentru acasă, grup. E despre asta.
De aceea, eu o să las să vă mai dau câteva minute să completați, să scrieți. Cei care nu pot să chită mai pe urmă. Cei care se înregistrează la consultație gratuită. Dacă veniți la consultație și nu vă place, vă întoarcem banii înapoi. 100% garanție. Așa că înregistrați-vă la consultație gratuită pe buton, înregistrați-vă la curs, scrieți-mi în Instagram dacă aveți deja cursul, dar vreți curs din Instagram sau curs de Facebook sau curs de publicitate și vreți vreo ofertă, scrieți-mi alt mesaj. Pe Talmazan School scrieți dacă vreți mai repede să vă răspundă. Și instruiți-vă. Urmați pașii, cei 10 pași în care voi puteți să găsiți realizarea voastră ca expert în formatul ăsta. Dezvoltă, te rog, pentru cei care vor să participe singuri. Deci, programul online, care costă 49 de euro în loc de 99, presupune că voi primiți acces pe o platformă. Această platformă are împărțit cursul pe module. Fiecare modul are anumite lecții, fiecare lecție are explicații, fișier, screencast, unele din ele are teme pentru acasă. Până nu realizezi tema pentru acasă, nu mergi la următorul video. În paralel cu asta, sunteți adăugat în chat pe Telegram, unde puteți să adresați întrebarea dacă ați întâmpinat vreo problemă. Aici vorbim de cursul expres acum. Trecând toate videourile, voi faceți teme pe acasă, vă dezvoltați. Nimerind în grupul ăsta, periodic, pe parcursul anului, voi puteți adresați întrebări, să reveniți la subiect și o să mai fie niște live-uri închise doar pentru participanți care pot să adreseze întrebări mie legate de cursul expres. Dacă consultația, indiferent, iar spuneam că e online și Lucia la consultația ta, fix așa, online, WhatsApp, Viber, Skype, cum vreți voi, respectiv partea este cu pas cu pas, lucrăm pentru a atinge culmi frumoase pentru businessul vostru. Așa că cei vizați, scrieți, clicați, vedeți, cei care se mai gândesc o să vă mai lăs timp, cei care nu reușiți să facă vreun stories, acestea sunt contactele mele. Talmazan School, talmazan.md, pe Facebook, pe YouTube, pe TikTok. Puteți să ne tăguiți, să ne spuneți bună ziua. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că ați fost azi alături de noi. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați dat dovadă de implicare. Tare fain să citesc toate mesajele voastre, tare fain să urmăresc că sunteți aici, alături de noi, activi. E o plăcere să fiu parte acestei lumi digitale. Sper mult că suntem utili și asta bucură. Vă mai las câteva momente pentru ca să completați formularele. Așa, vă pun și un mini timer. Ne vedem la următoarele evenimente. Noi pe 7 septembrie începem niște cursuri în format offline pe Facebook și pe Instagram. Cu cine ne vedem acolo ne vedem. Cei care lucrează deja la digitalizare și sunt în curs, vă felicit. Cu cei care o să ne vedem în consultațiile gratuite online sau prin Zoom, Skype, o să discutați cu colegii noștri, cei care s-au înregistrat pe butonul care îl vedeți și care o să mai apară. Bine ați venit! În rest, să aveți de toate, fiți fericiți! Faceți activitate frumoasă, calitativă și nu uitați că eu o să mai vin. O seară frumoasă, v-am cuprins, pa, pa!